e fiecare taur cu lanțoc de aur. Restaurante, spa cu fete, diamante pe brichete. Criminal modern cu mâinile curate, viață duce pe bunurile furate, băi! Ce să fac eu, om? Bună seara, prieteni! Dobri večer, druzia! Sper că, vedeți, uitați, suntem punctuali și noi. Vă salut pe toți, dragii mei! Deja sunteți aici prezenți și vă mulțumesc încă o dată pentru că, iată, seară de seară sunteți minim 2600, 2700. Ne-am obișnuit cu această cifră în mod constant. Wow! Dumitru, ce știre îmi dai, insula din Marea Mediterană aparține lui Vitalie Iurcu. Uite, asta n-am știut, dar dacă o să ne documentăm și poate îmi spui unde, că Marea Mediterană e mare. Da? Vă salut, te salut Vitalie, Alexandru, Alex, Dan, Sandra, don't panic, Master, Natalia, mulțumesc. Nu e ziua mea, dar îți mulțumesc pentru mesaj, Natalia. Salutăm pe cei din North Carolina, din Charlotte. Cu drag și vedeți, prieteni, ne vedem în același timp, suntem live și pe Facebook pe două conturi. Pe Spovedania lui Rize, aveți acolo jos, și Televiziunea Realitatea Moldova. Mulțumesc, bună seara Silvia, bună seara Lilia. Liliana, vă salut și eu pe cei din Montreal, Canada. Am și un unchi acolo și Montreal am fost acolo odată și mi-a plăcut foarte tare. Da, în zona aceea, Quebec, nu? Frumos, unde se vorbește francez. Ei, sper să ajungem la 10.000 curând, seară de seară, nu? Grecia, da, Dumitru? Așa mă gândeam și eu, dar vreau să ne documentăm serios. Salutări, vă salut și eu, Petru. Te salut, Petru, din Germania, te salut, Petru, de la Dubai, da, Andrei, salut, Roman, salut, Ungheniu, Gabriel, bună seara, Cristina, din Italia, bună seara, venim cu bombe, Alexandru, în fiecare seară, păi cum, Modena Sud, A1, ciao, Valerio, alergi, nu glumă, bravo, salutăm și noi, Bălțiu, Eduard, bună seara tuturor prieteni, Ilie, te salut, mulțumesc că ești aici, Liliana, Vitalie, te salut și eu. Bună seara tuturor, dragii mei. Sasha din Germania. Oh, și din Statele Unite. Da, Alexandru, sunt cubaneze. Mi le aduce un prieten de acolo din Cuba.
Da, sunt de la Cohiba, că știi, au o fabrică la Havana. A fost prima, eu am fost acolo în 2004, prima oară și salutăm pe cei de la Nisa și de la SRI din București și din Elveția, Octavian. Și e prima entitate, dacă vrei, a statului cubanesc care a fost privatizată, din ce am aflat eu atunci, privatizată așa, între ghilimele. Da, oricum, s-au dat spaniolilor 51%, ca să spun așa, deoarece unul din copii, una din, de exemplu, era vorba chiar de fata lui Fidel Castro, care în sfârșit trăia în Spania și acolo înțeleg că trăiește și astăzi, și a fost o înțelegere mai mult, pentru că știți bine, în Cuba nu s-a privatizat sau nu se privatiza nimic atunci, da, știm bine, în regimul condus de Fidel Castro. O să vă povestesc o dată, a fost senzațională vizita aia, pentru că a fost prima oară când, dacă știți, era divergența asta în spatele ușilor închise, în culisele politicii mondiale, americanii cu cei de la cu regimul de la Havana, în contre de fiecare dată cu embargoul, cu tot. Și atunci Fidel Castro, în 2004, dacă vă uitați pe net, în decembrie, a primit vizita președintelui Chinei de atunci și a fost o delegație, au fost trei avioane, trei Boeing-uri care au aterizat la Havana cu oameni de afaceri și în momentul ăla Fidel Castro a cedat tot ceea ce înseamnă telefonie mobilă și multe alte importante resurse la nivel național le-a cedat Chinei pentru a-și crea un scut de negociere cu Statele Unite. O să povestim o dată mai multe, pentru că, da, a fost o seară magnifică chiar la Tropicana, cel mai celebru club de noapte din lume, unde a cântat în 1934 la deschidere Frank Sinatra. Da, o să vă aduc poate într-o seară niște filmări, le caut. Salut, Benderu, cu respect pe toată lumea, da, am văzut cu Șoșoacă, da, și cu italienii, n-am înțeles nici până acum ce nebunie a fost acolo. Dar noi avem subiecte grele și în seara asta, dragii mei. Nu ne lăsăm și mergem mai departe. Îi salut și pe cei care au intrat pe Facebook, pe cele două conturi de Facebook și vă rog să subscrieți toți și la acest cont nou, Televiziunea Realitatea Moldova, care este doar de 3-4 zile creat. Oh, salutări, salutări Ion, salut și pe Constantin din Florida. Discutăm de Florida, da, nu e smoking, nu, e un costum, mă bucur că vă place, e de la vecinii mei Florentino Delur și prieteni, că eu v-am spus, aici în Chișinău ai două locații unde poți într-adevăr să te îmbraci, Florentino Delur și magazinul Parad de la Grand Hall, pe care l-am descoperit de curând și vă spun că are marfă de super calitate, chiar de acolo de unde sunteți majoritarea. Majoritatea dintre cei care ne urmăriți seară de seară, bine, sunteți pe toate continentele, dar mai ales în Italia am văzut foarte mulți. Și asta ziceam, o să merg zilele astea, că am înțeles că au mai deschis un magazin cei de la Parad pe Bulevardul Moscova. Dar ăsta, da, e de la Florentino Delur și e o stofă foarte bună în carouri și sper că vă place, ca și maleta pe care am luat-o, da? Sper că e în ton cu vremea de afară. E, prieteni, multe avem și în seara asta. Vreau să încerc să vă salut pe toți. Ba da, crede-mă, Belebrox, o să citești. Da, el s-a lansat de mult, de tânăr atunci. Cine mai cânta acolo? Și Armstrong. Da, celebrul trompetist. Da, o să mă uit exact, că nu vreau să intrăm acum nu știu. Vom vedea exact, dar eu o să încerc să aduc, să caut filmările, că le-am acasă. Dar, prieteni, hai să începem, că văd că mă întrebați acolo, avem a doua grupă valorică pentru campionatul mondial, ca să zic așa, pentru că avem vreo 7-8 grupe, nu știu cât au pregătit colegii din regie. La Miss Parașuta 2021, ați văzut, grupa de aseară a fost câștigată detașat de Albinuța Ișcova, protagonista unor filme porno. Iar acum aveți în seara asta o bătălie serioasă. Vedeți acolo și începem start votul acum.
votați pe chat și la ora 22, când terminăm emisiunea, spunem stop voting și vedem cine se califică în optimile de finală. Întâi în optimi, după aia mergem în sferturi de finală, după aia semifinale și finală. Ia uitați! Viorela Dimici, Natalia Gordienko, Cristina Klasovski și Alina Grumeza, celebra grumii de pe Instagram. Prieteni, două dintre ele sunt ale lui Ceslav Ciuhri, vedeți? Natalia Gordienko și Cristina Ciasovski. Deci, uite ce barosan are, două în grupa de azi. Ceslav Ciuhri, ha? Celebru țepar, ci că om de afaceri și mare și bun samaritan pe aici. O face pe generosul, pe caritabilul, pe... A luat de la Plahoniuc de-astea. Pe banii care îi fură să facă acte caritabile. Așa făcea și Plahoniuc cu Edelweiss. Dar nimeni nu ne spune de Edelweiss. Câți bani s-au găsit în conturi? Cine sunt donatori? Vrem să aflăm și noi. Dar Pușcuță le-a băgat la secret. Cred că e secretizată, sunt conturile fundației. Unde să voteze, Anton? Păi pe chat. Mai sus. Puțin vedeți acolo. Acolo, uite, ți arată colegii mei din regie. Vezi? Pe chat acolo votați. Vă exprimați votul voi. Voi decideți, prieteni, da? O să vorbim cum l-a convins ambasadorul Statelor Unite pe Plaha. Vă dați seama? O să ne aducem aminte, aoleu. Măi, o să le spun prietenilor din regie, colegilor mei, am uitat de... Vreau să vă prezint, dar mâine seară, hai. Pentru că avem niște înregistrări bombă video cu ceea ce se întâmplă în weekend pe la Mojo, pe la Sarkis, pe la anturaj unde cam bate vântul. Am uitat să le pregătesc, pentru că avem atât de multe subiecte încât ce să mai... E o nebunie seară de seară și rămân multe subiecte pentru a doua sau a treia zi. Chiar să nu uităm de... O să-i atenționez pe cei din regie de acele înregistrări video care le avem de la echipa noastră de paparazzi, pentru că de acum băgăm frica în toți. Le pun eu paparazzi și în saună la Aquaterra. Pentru că n-am auzit aseară. Apropo, ați văzut poza aia mea cu, a dat-o cu, mi-au dat pe mine, m-a pozat cineva. Văd că nicio reacție astăzi de la cei de la Aquaterra. Doamna Olga Iftodi, că am văzut că v-ați arătat foarte indignată când am vorbit eu nu știu ce de tine. Că ai lucrat la Plahoniuc în 2011 la Hotelul Nobil, când te-am cunoscut eu. Da? Nu ești acum indignată? Că atunci era indignată când mi-am făcut eu un selfie la voi. Eram singur, nu era nimeni. Da? Salut, Romeo, te salut, îi rupem, tată. Cum e? Acum nu mai ești indignată că am fost fotografiat chiar în saună, de față, și cu altcineva, o altă persoană care era lângă mine întâmplător. Că atunci l-am văzut prima și ultima oară. Dar s-a dorit ca să se să facă așa un scenariu, că v-am zis eu de provocări. Vedeți că Riza-i monitoriza până și la saună? Problema este că totul se întâmplă cu complicitatea celor care dețin Aquaterra. Și o să discutăm mai multe pe acest subiect. Și cum s-a luat terenul pe care s-au construit imobilele, vorbim ce vreți, și de Aquaterra, și de Oasis, vorbim multe, prieteni, dacă e nevoie. Da? Pentru că, nu știu, vreau să văd și eu dacă e ceva normal. Că atunci când eu mi-am făcut acel selfie, repet, n-a apărut nimeni și o să vă caut video, că am uitat să-l pregătesc pentru astă seară, că sunt atât de mult mulți vagabonzi aici la Chișinău, încât e greu să acoperim toate subiectele importante. Și acum am văzut că nimeni n-a zis nimic. Atunci au sărit toți, am înțeles, de la administrație. Mi s-a zis, domne, s-a arătat lumea indignată că ți-ai făcut selfie în saună. Ha. Și acum când sunt pozat acolo, e perfect, nu? E tot ok. E, las că iau eu acum, când mă duc eu acum la Aquaterra, să vezi ce-i filmez eu și-i pun live aici. Să-i vadă toată Moldova pe cei de acolo. Aia că, vedeți, cu mine s-a întâmplat, de ce? Alții nu beneficiază cu ghilimele de rigoare de acela statut? Păi, da, așa e, Sergiu. De fapt, în spate la Aquaterra e Plahoniuc. Da, o să dezvoltăm subiectul într-o altă emisiune, pentru că e mult de vorbit. Exact, da. El este proprietarul și el vede tot ce se întâmplă pe acolo. Vă dați seama că tot de acolo mi s-a tras. Să pui pe cineva chipurile de la SIS să vină în saună. Vă dați seama, cineva care are abonament era acolo. Că nu poate să intre oricine. E clar. Asta e, prieteni, să nu uităm de concurs. De concursul săptămânii.
Pentru că divele, parașutele le aveți aici, le votați până la ora 22. Și vedem cine merge mai departe, da? O vezi pe Vio. E competiție mare în seara asta, prietene. Asta seara e finală de Champions League la parașut. Da? Eu așa zic. Să nu uitați de amanta. De a cui amantă este? Sau cine este amantul procuroarei porno, Carolina Lupașcu? E întrebarea săptămânii. Până vineri aștept răspunsul și primiți cartea Spovedania lui Rizea gratis, ca premiu. Da? Cine este amantul procuroarei porno? Carolina Lupașcu, și vă fac o dezvăluire despre ea ca să intrăm după aia în subiectele serioase, că ne revedem cu parașutele la finalul emisiunii. O să rog pe cei de la regie să pună poza Carolinei Lupașcu și cu nașul ei de cununie, ca să vedeți cum lucrurile se leagă. Ia uitați cine-i nașul. Cine a cununat-o pe vagabonda asta de procurare care face dosare și acum la comandă? La comandă, prieten, le trimite în instanță, nici nu-ți dă voie să vii, să conform legii, să reacționezi, să nimic. A venit dosarul de la paiu, de la poliție, bagă rapid la instanță. Nu mai ce să mai aduci la cunoștință acelui învinuit. Vrăjeală, direct, la pușcărie. Uitați-l, Bolea, porcul ăsta, golanul ăsta lui Igor Dodon. Ăsta e nașul ei de cununie. Ați înțeles acum? Schema din justiție. Ați înțeles de ce Bolea a scos lumea în stradă, i-a adus pe bani plătiți de Platon și de Popov ca să-l apere pe Stoianoglu? A? Au făcut meeting în fața judecătoriei Ciocana și după aia la Curtea de Apel? Vedeți, prieteni, cum călăresc ei justiția? A, uitați-i pe nașul mare, porcul ăsta care a trebuit să-l tăiem de Crăciun. Atât de mare s-a făcut golanul ăsta că o să ne ocupăm și de el curând, că am văzut care un tupeu fantastic. Vorbește el, vorbeam în Parlament, când vorbeam astăzi? Vorbea în Parlament sau dădea el comunicate, domne, că cetățeanul trebuie să se bucure de o justiție, de prezumția de nevinovăție. Păi mă, vagabondule, mă, eu de ce prezumție de nevinovăție m-am mai bucurat, mă? Mă, golanule, mă, cum ați făcut voi justiția, mă, și m-ați luat prizonier în pușcărie, mă? Scursura societății, Vasile Bolea, toți țărănoi ăștia ajungi politicieni aici în Chișinău. Ați-ai dracu să fiți, o să vină vremea noastră și o să fii tu acolo pe regim la P13. Ai înțeles? Acolo, Bolea, acolo, golanule, și cu toți ăștia ai tăi, cu bătrâncea și cu toți vagabonzii aia care a scălărit moldovenii. Asta e, prieteni. Când îl văd pe ăsta, îmi vine să vărs. Uitați-vă la fața lui. Ăsta e nașul de cununie al procurarei porno. Uitați asta care se întinde cu toți procurorii, pe sub birouri, peste birouri, peste tot. Pe acolo, pe la procuratură, pe la botanica. E și un nume predestinat, botanica, aici se potrivește. A? Prieteni, hai să vedem puțin știrile de astăzi. Am văzut, apropo de faptul că se împlinește un an, nu? De când doamna Maia Sandu a devenit președintele Republicii Moldova. Și am văzut că a fost publicat un scurt filmuleț și aș vrea să facem câteva adnotări, câteva, nu știu, referiri la acest eveniment. Cred eu, important, vorba aia, nu lipsi de importanță. Haideți să vedem scurtul material video. Astăzi se împlinesc 2 ani de când Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, principalii figuranți în dosarul care visează jaful secolului, au fugit din țară. Nu vă lăsă de capul vostru. Acestea au fost printre ultimele cuvinte spuse de Vlad Plahotniuc înainte de a fugi din țară. Șor a fugit din țară după ce Partidul Democrat a pierdut puterea. În prezent, acesta este căutat în toată lumea de Interpol. Fostul secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnar, cunoscut în spațiul public ca borseta lui Plahotniuc, a vândut luxosul imobil din
din pădurea de la Durlești. Feceseau Platon a zburat la Londra. La Căutare Națională, dosarul verde de briliant Gheorghe Cafcaluc anunță că nu mai revine în țară. Vladimir Andronac a părăsit Republica Moldova pe 14 iulie 2021, imediat după alegerile parlamentare câștigate de PAS. Oameni care au schimbat partide politice de la o zi la alta, oameni care au luat bani pentru ca să schimbe partide politice și care... Mulți dintre ei au reprezentat grupări corupte și nu interesele cetățenilor. Guvernul condus de prim-ministrul Ion Chicu a demisionat. Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prieteni, da, un an de bilanț și hai să vedem poza cu cei care apăreau în acest, sau apar în această filmare. Să punem poza cu ei, pentru că, da, să spunem că s-a schimbat, nu într-un an de zile. Dar știți ce e curios? Niciunul din golanii ăștia care au prăduit Moldova, fiecare, uitați-vă, ăștia sunt parte în toate schemele. Ăștia au nenorocit moldovenii și Republica Moldova. Prieteni, da, inclusiv panorama aia de Violeta Ivanov, de care vă dau eu o dezvăluire bombă în seara asta, câtă șpagă a primit și de la cine. Prieteni, niciunul nu e la pușcărie. Nu vi se pare... ciudat? Niciunul. Toți sunt bine mersi, bani mulți, bani spălați peste tot. Proxenetul ne spunea el că nu ne lasă el, a? Nu ne lasă el să respirăm, nu ne lasă el, cum zicea, vorba lui, a? Ați văzut? Ia uitați-i, prieteni. Toți stau liniștiți. Ce vorbiți? De la 30 de milioane de euro în sus fiecare. Minim. Minim, asta e așa pentru fraieri, suma asta. Minim, ce vorbesc eu, 30-50 în sus, e o sumă rezonabilă pentru toți golanii ăștia, inclusiv cebotarii care îl vedeți acolo, inclusiv Vitiu, că de care v-am spus. Toți, și Sergiu Sârbu, animalul ăsta, numai politician, a schimbat vreo 7 partide, nu știu, toate, cred că a trecut și în România, vrea să ia partide din România, că el are și cetățenie română. Ați înțeles? Ăștia. Da, prieteni, asta vă spune Rizea tot timpul. Vin cu Vladimir Dachi alături de voi. Cu votul vostru ajungem la putere. Ăștia toți, țineți minte poza asta. A doua zi o să-i vedeți aici, prieten, la penitenciarul 13. Indiferent, așa cum i-am transmis lui Plahoniuc în direct la acea dezbatere electorală de la ProTV, vă aduceți aminte din vara acestui an, la alegerile parlamentare, când i-am transmis că în 30 de zile, în urma propunerii pe care Vladimir Dachi și Partidul Politic Noi au făcuseră de a mă nominaliza ca potențial ministru al afacerilor interne, în cazul în care intram în Parlament și făceam coaliție cu PAS-ul, i-am promis că în 30 de zile va fi pe aeroport. Nu întâmplător, am spus-o atunci, pentru că da, un serviciu străin mi-a garantat acest aspect. Și eu vă asigur și vă jur cu mâna pe inimă că îi veți vedea pe toți. Când Riza va veni la putere, toți ăștia vor fi acolo unde le este locul. Și vor răspunde în fața moldovenilor. Da, la penitenciarul 13. Le facem o zonă de VIP la toți ăștia. Credeți-mă. Calitatea imaginii nu e bună? Hai mă, prieten, chiar așa? Eu cred că totuși contează de pe ce device te uiți, Sergiu. Să știi, e foarte important... Dacă vă uitați de pe iPad, de pe telefon sau pe televizor. Eu cred că e tot ok și sper să am un feedback de la ceilalți. Vă mulțumesc că suntem, iată, 1500 și ne îndreptăm și pe 300 pe Facebook. Mulțumesc din suflet, dragii mei. Continuăm pentru că, într-adevăr, așa cum mulți dintre voi ați văzut, vreau să vă aduc aminte pentru... Iată că acum exact o lună de zile. O lună și două zile, Riza spunea ceva aici, în fața voastră. Și mă bucur, sincer, că astăzi doamna Maia Sandu a luat această decizie de a grația pe acea femeie în situația sensibilă în care se afla în pușcărie. Și vreau să urmăriți întâi ceea ce am spus acum o lună și două zile, iar apoi materialul de astăzi. O să-i rog pe cei din regie să dea mama 5 copii din Drochia, prieten, da, din Drochia, deci lângă Bălți, da?
E un caz terifiant. Ea a fost condamnată, prieteni, la 6 ani de pușcărie. După ce a luat o mașină pentru a lucra taximetristă pentru a-și hrăni copiii. S-a împrumutat ca să-și cumpere o mașină. Da? Și uitați, o femeie din Drochia, mama a 5 copii, unul dintre ei având mai puțin de jumătate de an, deci mai puțin de 6 luni, a fost condamnată pentru că n-a putut achita un credit, prieteni. Ce vă spune Rizea mereu de credite? Acum 5 ani ea și-a luat o mașină de 5.000 de euro ca să presteze servicii de taxi și să-și hrănească micuții, pe care îi crește singură, că e fără bărbat. Și micuții sunt acum în grija bunicii. Da? Ce să vă zic? E terifiant cazul. N-a putut, ăștia au executat-o, prieteni. Au executat-o penal, că n-a avut femeia nicio proprietate, nimic. Ce să ia? Ce vă zice Rize aici de bănci și de societățile de microfinanțare? De golanii ăștia care au scos și 6 copii din casă la Hâncești? Mai țineți minte de cazul ăla? Părinții erau plecați în Italia. Uitați ce a pățit această femeie, 5 copii, din Drochia. A vrut și ea să facă ceva, a luat împrumut să găsească o soluție să supraviețuiască pentru copilașii, să le pună ceva pe masă. Și justiția de la Bălți, atenție, de la Bălți, golanul ăla, Gherasim Dumitru, 6 ani de pușcărie a dat. Femei, că au venit băieții să-și recupereze ei banii, șmecherii care sunt în spatele societăților de microfinanțare. Ați înțeles, prieteni, că la societățile astea, SEBO, MEBO, astea, Mold Credit, unde v-am devoalat Rizea, cine sunt în spate, procurori și golani și nenorociți de ăștia din sistemul mafiot, că cine altul, Andronachi și toate scursurile societății, au tot aranjat în justiție, prieteni. 5.000 de euro și s-a dus 6 ani la pușcărie femeia asta. Pare rău că doamna Maia Sandu nu s-a, nu știu, cum a fost, cum a gândit treaba asta ca președinte? E singurul în măsură să aibă acest drept până la urmă, nu? Dar asta e. O să, uitați ce vă zice Rize în seara asta, o să găsim, vedem ce se poate face. Eu o să merg mâine la Bălți și o să vorbesc cu cineva de acolo, pentru că m-a impresionat acest caz, prieteni. O să încerc să văd dacă există vreo posibilitate ca în cazul în care, nu știu, femeia aceasta plătește suma de bani, nu știu dacă ar putea fi absolvită de pedeapsă, nu știu, să găsim o, nu știu, dacă există aceea. O să sun avocata să-i spun să se intereseze puțin. E un avocat care se ocupă de cazul ei. Bravo lui că l-am văzut că se bate, nu-l cunosc, Iulian Raznovski parcă se numește, din ce am citit pe știre. Prieteni, da, prieteni, mă bucur, iată că astăzi, 14 decembrie, doamna Maia Sandu a emis acest decret privind aprobarea unei grațieri individuale în temeiul articolului 88, litera E, din Constituția Republicii Moldova și al articolului 108 din Codul Penal, președintele Republicii Moldova decretează să grațiază condamnata Ursachi Natalia Nicolae, născută în 89, condamnată la 25 februarie 2020 de către Curtea de Apel Bălți, liberând-o de pedeapsă cu perioada de probațiune în partea neexecutată a pedepsei stabilită. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării, astăzi. Bravo! Mă bucur, iată! Ca acum de Crăciun, doamna Natalia Ursachi poate fi alături de cei 5 copii ai săi. E important, e un pas înainte și cred că toată societatea e solidară cu acest gest și cu această inițiativă, cu această decizie a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Dar, cu toate astea, nu pot să trec cu vederea ceea ce ieri v-am spus aici în emisiune, prieteni, că s-au împlinit 30 de ani de la moartea unor eroi, unor adevărați moldoveni care s-au jerfit, au plătit cu viața pentru ca noi să stăm într-o Republică Moldovă liberă, pentru ca golanii ăștia, Plahoniu și toată gașca lui cu Dodon să devină miliardari, da? Toată lumea i-a uitat și guvernarea i-a uitat. Nimeni n-a spus absolut nimic. Și să vă aduc aminte ce am
declarat chiar ieri în această emisiune, pentru că ieri s-au împlinit exact 30 de ani din 13 decembrie, de atunci, din 1991, cei patru semeni de-ai noștri care au plătit cu viața pentru ca Republica Moldova să fie independentă. Da, prieteni, e o zi importantă. 13 decembrie, acum 30 de ani, 1991, patru eroi ai Republicii Moldova s-au jertfit. Nimeni, deci nimeni, până la această oră, 20-30, din partea decidenților politici din această țară, fie că vorbim de cei de la putere, fie că vorbim de primul ministru, de opoziție, de socialiști, de comuniști, de toți vagabonzii ăștia care au condus Moldova, nimeni n-a adus un omagiu, un respect celor patru care s-au jertfit în războiul din Transnistria pentru independența Republicii Moldova. Acum 30 de ani, chiar astăzi. Arnăud Mihai, Cașu Gheorghe, Meriniuc Valentin și la Blochin Ghenadi. Da. Și vedeți, mă așteptam măcar, nu știu, cineva din de la guvern măcar să se gândească la acești eroi. Au fost dați uitării, uite că Rizea nu i-a uitat și aducem aminte celor care se află la conducerea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne. Poate se gândește cineva la acești oameni. Măcar așa, să dea un telefon familiilor, urmașilor, celor care s-au jertfit pentru Republica Moldova. Totodată, prieteni, știu că aici se sărbătorește față de atunci când eram în România, e Sfântul Andrei și vreau să-i felicit pe toți cei care poartă numele, acest nume. Da, prieteni, ați văzut, da? Asta s-a întâmplat aseară. Și aș vrea doar să le aduc aminte guvernanților că în 15 decembrie 1991 președintele de atunci, Mircea Snegur, a decretat ziua de 13 decembrie, zi de doliu național. Puneți decretul pe ecran pentru, nu știu așa, să le aducem aminte celor care au uitat. Că unii și uită istoria și decretul. Vreau, dar ai prezentat materialul. Am vrut decret. Tare dreptate și inima supărată a omului, fire, serena ușoară, fecerilor noștri, care de azi trece în rândul mare.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu e Dumnezeu care ne din păcuri. Da, prieteni, asta a fost atunci. Uitați câtă lume era acum 30 de ani, la înmormântarea celor patru eroi. Astăzi nimeni nu i-a mai cinstit, nu le-a mai cinstit memoria. Uitați, aici aveți decretul semnat de președintele de atunci, Mircea Snegur. Repet, decreta zi de doliu național. Nimeni n-a spus un cuvințel ieri, nici de la putere, nici din opoziție. Și singurul care am văzut că și-a adus aminte, în afară de noi, cei de aici, din la comunitatea Spovedania lui Rizea, a fost un fost coleg de al celor care s-au jertfit. Oleg Ungureanu, dacă nu mă înșel, și puneți postarea de pe Facebook pe care a făcut-o și s-a dus. A fost singurul care, pe lângă, nu știu, cei câțiva colegi care au mai rămas, foști camarazi de luptă, au mai rămas în viață, s-au dus acolo la mormântul acestor eroi. Vă salut, dragi prieteni! După postarea și medie, care v-am spus că a fost ziua neagră, 13 decembrie 1991, Brigada de Poliție de Snarceală. Am zis să-mi comemorez prietenii, camarazii, frații mei. Sunt la cimitirul armenesc. Doi eroi de-a noștri. Gheorghe Cașu a fost mormântat aici la armenesc. Cavaliera Ordinul Ștefan cel Mare, cea mai înaltă distincție militară de stat. Ghena Iablușchen, doi aici s-au mormântat. Mihai Arnăut e mormântat în satul natal. Cărpinei Hâncești, Valentin Meriniuc, bilicenii vechi, sângerei. Iată, cineva din camarazii noștri a fost, cineva care va ieși, sunt flori la băieți. Mormântul Gheorghe Cașu. Un băiat tânăr, frumos, doar de 21 de ani s-a jertfit viața, fiind devotat jurământului. Ia că este eroi, este eroi, cu adevărat eroi. În vicinătate, imediat, apropiarul Gheorghe Cașu, alt erou, Ghena Iablușchin, care tot, pe data 13 decembrie, ziua neagră, a fost răpit la Dubăsari. Răpit de gloantele vrăjmașului, s-a curmat viața. Este mormântul lui Ghena Iablușchin. Imediat lângă Ghena e alt coleg de nostru, Liviu Vlasu. Căzut în 98. Deci 98? Că noi cei din Brigada de Poliție Destinat Specială permanent n-a fost în prima linie, în prima front, la linia de foc, eliberarea ostacilor, lupta cu crima organizată, lupta cu elementele criminale, tătă mărșăvenia. Băieți, în câți ani au căzut, începând 91, 92, 93, 94, 98 și așa mai departe, tot mai departe. Și am ajuns la pensie, mă și la pensie la 50 de ani și mor, zilnic mor, în fiecare lună, trecem colegi. Încă un coleg de nostru, Sergiu Culațchi.
tătucii Sergiu Culațchi, chiar reginerile comandantului nostru. Tătucă, cum îi spunem noi, Anton Sebastian Gămurac. Da, s-au luat generile cu dânsul la război. Vă imaginați, vă închipuiți în ziua de azi, toți strimați copiii, peste hotare, ascunde, nici serviciu militar n-are, nici nu fac armată nici, așa de tare ziniar de să-i crocolez. Anton s-au luat generile cu dânsul. S-au luat, pentru că o dat jurământ. Vreau să facă bărbați dintre ei, s-au făcut. A avut nenoroc. I-a fost curmat viața de lunetist Ghena Kosovan, apoi viceministrul din interne, colonel de poliție, primul fost care a aflat Culațchi a murit. Nu știe cum se raportează lui general, nu tremura atât, a pus cadavrul lui pe tarpi bătări și l-a adus. E că așa e. Eu azi credem că și drăpele cu murit în Bernă. A zis cineva, prim-ministru, ministru de interne, să comemoreze băieți. Zero memorie. Sunt vreo câteva flori. Tot din camarada noastră a fost comemorat. Da, printre altele. Ordinul Republicii, primele ordine Republicii, toți sunt băieții noștri din Brigada de Poliție Disciplina Specială. Primul ordin al Republicii, 0001, Sergiu Andreev. Am armutat când ce cioara. La doar 20 de ani, faptul eroi. A doilea ordin, post-mortem, ordinul Republicii, 0002. Vania Fulga, înrământat la Hâncești, post-mortem. A treia ordin, Anton Gămurar, viu. Știți? Obișnuitor guvernarea, uite. Uite, spatele cui, pe moartea cui, datorit cui a ajuns la putere, cocoțați acolo, în fotolii moi. Fundurile mercedese, stecle fumurii, e altă viață, e? E altă viață, oameni, nu se vede. Dacă sunteți datoriți la băieții ăștia cu memorii, cu mamele lor, că în ultima dată le-s comemorat, aici de la guvern, de la putere. Să veniți comemorați mamele lor, zic, s-ați crescut feciori, vă mulțumim. Ce inimă au avut mamele, cele când s-au mormântat feciorii. Ce durere, al crești 20 de ani, caldeți să-l onoare. Voi, guvernanți, tot aveți copii? Aveți, ei? De ce nu comemorați eroi? Au fost trădați când ne-au ucis și au fost trădați acum cu... Și am ajuns și la tătucă. La mormântul lui Anton Sebastian și Gămurar. Salut, comandante! Aici odihnește și Anton. Nu a fost nici el iubit de putere. Cea mai înaltă funcție care a fost de viceministru și a retras. La putere nu le place oameni puternici. Aurel Matei, cel care a datorit la Dubasari pe 13 decembrie, a supraviețuit mulți, a fost uitat definitiv de putere, nici luat în seamă, nici decorat. Reparați-vă gafă, domnilor guvernanți, reparați-vă. Memoria una ce a mai rămas pentru bărbații, vitejii noștri, camarazii mei care au făurit acest stat, de care vă folosiți voi. Comemorați-vă. Dumnezeu să ierte. Prieteni, eu sunt onorat că, vedeți, unul din cei care a luptat pentru această țară e unul din băieții mei care m-a apărat zi și noapte, Aurel Matei, de care ați auzit. Da, i-a uitat toată lumea. Da, sper să vină și vremea în care cei care guvernează Republica Moldova să respecte istoria acestui neam. Să luăm măcar ceea ce e bun de la alte popoare, să ne uităm ce înseamnă patriotismul în Statele Unite ale Americii, cum își cinstesc eroi care au dus războaiele din Vietnam, din Irak, da? Și toți cei care s-au jertfit
pe front pentru a apăra democrația. În cazul de aici, pentru a apăra libertatea moldovenilor. Trecem, prieteni, vreau să-i salut, vreau să-l salut în mod special pe un simplu șofer de camion, dar un om de mare caracter care mi-a scris. Da, el așa spune, domnule, eu sunt un simplu muncitor, dar e mare respect pentru ceea ce face el zi de zi pentru a-și întreține familia. E vorba de domnul Popa Ion, care este plecat în străinătate și ce vă spuneam eu, prieten, de băncile astea? Băncile astea nenorocite care își bat joc de cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumesc că suntem iată aproape 2000 și mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru susținere. Și nu e problemă că sunt recorduri. La Facebook suntem de-abia la început, dar important e că seară de seară depășim și suntem 2500 minim seară de seară. Iar numărul de vizualizări e fantastic. De-aia vorbește toată Moldova. De-aia deranjează Rize. Foarte tare. Pentru că, da, prieten, toată lumea se uită la noi. În prime time-ul ăsta, de la ora 20 la 22. Indiferent câți troli sunt aici. Uite, nu m-am gândit niciodată să-mi fac o echipă de troli. Pentru că, în primul rând, îmi place sinceritatea celor care privesc aici. Și n-am nevoie să plătesc pe nimeni care să-mi trimită mesaje sau să fac aici, nu știu, să intre în discuții cu ceilalți. Nu, prieten, mă bucură că, iată, 95% sunteți pro ceea ce eu vă dezvălui seara de seară. Vorbeam de acest domn, Popa Ion, cetățean moldovean. Prietenii, în 2016, copilașul lui de 9 ani, pe nume Artur, a fost găsit cu o boală foarte gravă. El nu a avut bani. S-a dus la o companie de microcreditare, la Mega Credit, unde a decis, în disperare, să ia un credit de 145.000 de lei moldovenești. În vremea aceea era vorba de 8.000 de euro. A acceptat omul condițiile extrem de dure care i s-au pus, 24% dobândă anuală, plus apartamentul pe care l-avea proprietate gajat. Dar n-avea altă șansă. A cerut contractul, a studiat, a dat și un avans pentru asta. Pentru a-i se da creditul, a trebuit să dea 4.500 de lei moldovenești. Vă dați seama? Iar, bineînțeles, a discutat cu cei de la Mega Credit, s-a dus la un birou notarial. Prieteni, în 3 ani de zile a semnat acolo, i s-a pus un act, pe lângă cel pe care îl citise, i s-a mai adus un act adițional. În fața doamnei notar, care este complice la această ilegalitate, la această bătaie de joc și a trebuit să plătească, uitați acolo citația pe care a primit-o pentru noiembrie, acest cetățean. Pentru că, iată, aveți acolo și numele doamnei notar Natalia Moraru, de pe strada București 90 din Chișinău, licența 219 de notar din 20.11.2003. Acestei doamne notar ar trebui să îi se retragă de urgență licența de către Uniunea Notarilor de aici din Republica Moldova. Ce a făcut ea? Pe mână, cum spunem într-un limbaj neacademic, cu cei de la Mega Credit, pune și sigla Mega Credit dacă o găsiți, lângă Victoria Bank acolo. I-a zis, haideți că mă grăbesc să-mi iau copilul, să-mi iau că e ora 5, că nu mai ai citit, dar e tot în ordine, zice, numai că am citit eu, e tot în ordine, i-a zis. L-a grăbit pe om în disperare, vă dați seama, era vorba de copilașul lui, da? Să-i dea Dumnezeu sănătate. A semnat. N-a mai stat să întrebe ce, cum. Ce credeți că a semnat, prieteni? După ce a plătit timp de 3 ani de zile, a întors toți banii înapoi. Știți cât a întors? 244.500. Am aici toate documentele. Deci 100.000 de lei în plus în 3 ani de zile. Omul s-a dus să scoată apartamentul. De sub gaș, nu? Știți ce i s-a zis? Mare a fost mirarea când acolo la cartea funciară a văzut că există o notare de la Victoria Bank. Pentru că între timp, ce n-a înțeles și i s-a pus să semneze fără să citească, așa, la urgență, că a zis doamna notar că n-are timp, că ori semnează, ori nu, ea nu mai poate să stea. Auziți ce regie au făcut? A semnat omul un document, Mega Credit, a luat 2 împrumuturi de la Victoria Bank, a angajat. Cu ce credeți că a angajat? Cu contracte
pe care le-au semnat cei care au luat credită de la acea companie de, microcreditare. Credit au luat în valoare de 17 milioane de lei. Au intrat în faliment, mega creditul. Și iată că cei de la Victoria Bank acum încearcă să ia de la acest om care și-a plătit datoriile, repet, a respectat dobânzile alea de cămătărie puse de mega credit, acum vor de la el 17 milioane de lei. Prieteni, ați înțeles ce se întâmplă aici în Moldova? Și nimeni nu face nimic. Când vă spun de Victoria Bank, când vă spun de Pleșuvescu, când vă zic de toate golăniile care se întâmplă în sistemul ăsta bancar, pe mână cu oficiul de spălare a banilor, cu acel Vasile Șarcu, cel care a demisionat de curând, dar care și-a lăsat echipa acolo, toți vagabonzii ăștia lui Plahoniuc și al lui Dodon, ei țin frâiele în continuare. Uitați cum duc lumea pe drumuri, în instanțe, când omul ăsta și-a plătit datoriile cu vârf și îndesat. Nimeni nu face nimic, procuratura vă sesizează, mă, și voi pentru cetățenii ăștia simpli, care suferă. Întreb. Sau stați acolo cu fundurile pe birouri, liniștiți, banii merg, salariul merge, vă mai luați un culioc, două, mai închideți un dosar penal și totul e bine. Nu vă pasă de moldoveni. Nu? Domnii procurori, a? Că de la ăștia n-aveți ce să luați. Și nu prea vă aveți voi chef să faceți dreptate unui om simplu. Nu? Ia uitați, prieteni, ce pătimește acest om. Vom vedea. Vom vedea și sper să mă țină la curent și dacă e nevoie, voi merge cu el acolo, la tribunal acolo, când va fi judecată. Să vedem și noi. Să vedem și noi cum se împarte dreptatea în Republica Moldova. A? Pentru că nu e singura. Păi, ieten, mi-au venit multe. Pentru ceea ce se întâmplă în această țară, cu băncile astea. Cu băncile astea care... Mai aveam pe aici eu un document, da, pentru că mi-a scris cineva și a pățit cu Maibu, prieten, de curând. M-a rugat să-i păstrez anonimatul. Doamne, cât fură ăștia! Prieteni, o persoană care muncește în străinătate și a vândut un bun pe care îl dobândise acolo și a transferat banii în Moldova, că a vrut să investească aici. Și ce a zis? Am transferat la Maibu, unde avea cont. Prietenii au luat ăștia de la Maib. A venit aici femeia să scoată bani. Și a zis, ce să facem? Nu v-am blocat banii, că stați așa, aduceți actele. După ce a adus toate actele, ce credeți că i-au zis? I-a deblocat banii. Dar știți ce a spus? A zis, vă deblocăm banii. Uitați, cu o singură condiție, să ne spuneți ce faceți cu ei. Erau câteva 200 de mii de euro. Nu vă gândiți că erau milioane. Ce faceți cu ei? După ce persoana a spus, dom'le, dar e treaba mea ce fac cu ei, dom'le, o să aveți întrebări de la SIS. Sfatul nostru e, uitați, noi vă deblocăm banii, auziți, Saulenco, Golanule, a trimis persoana, zice, dom'le, duceți-vă la SIS să le spuneți să dați o declarație ce aveți de gând să faceți cu banii, că dacă nu o să aveți probleme. Pă, prietene, ați înțeles ce e Republica Moldova? Ați înțeles ce e în băncile astea? De-aia vă spune Rizea mereu. Fraților, când vom veni la guvernare, naționalizate toate băncile astea, Maib, Moldincom Bank, Victoria Bank, Fincom Bank, toți vagabonzii ăștia care și-au făcut salarii de mii, de zeci de mii de euro, stau în sedii de sticlă elegante, mașini, la discreție, secretare, tot ce vrea mușchiul lor. Nu, prieteni, aici trebuie, așa cum am spus și eu și Vladimir Dache, o bancă a Moldovei, unde să fie de servici toți moldovenii, o bancă într-adevăr cu toate, care să aibă toate produsele bancare la nivel european, pentru toți cetățenii, fără niciun fel de discriminare. Doi, o bancă pentru proiectele de infrastructură, unde toți antreprenorii serioși din această țară vor fi finanțați pentru proiectele pe care le au. Iar trei, o bancă pentru fermieri și agricultori, pentru a susține această ramură importantă aici în Republica Moldova. Asta trebuie făcut aici. Noi nu avem nevoie de băncile astea private care să ia comision pentru toți moldovenii care trimit săracii bani din diasporă să-și întrețină copiii lăsați aici acasă la bunici. Păi voi stați pe comisioanele lor, mă, golanilor. Oamenii aia muncesc
își rup spatele pe acolo, pe unde se duce Italia, Spania, Franța, în toată lumea, în Statele Unite, ca voi să stați ca jigodile aici, în fotolii, în tot ce vreți voi, în mașini, să vă faceți toate mendrele pe banii ăstora care muncesc. Păi câte miliarde de euro vin anual? Cât sunt comisioanele care se strâng? Dă vă ajung la toți salarii grase în toate băncile astea în care s-a furat și se fură în continuare. Uitați cine e în consiliile de administrație. Uitați cine conduce băncile. Vedeți câți procurori și judecători au credite, fără gajuri. Și moldoveanul simplu când se duce, iau totul. Îi iau și casa, îi iau și toate bunurile și ale părinților dacă au și îi mai dau și vreo 30-40% din valoarea bunului evaluat. Cam asta se întâmplă. Da, prieteni? Ia uite, domnul Adrian, ați avut probleme cu Maibu și eu, Adrian, și o să spun asta zilele următoare. Da, o să vă arăt exact, dar nu vreau aici să, cum să vă spun, să fiu subiectiv și să creadă cineva că folosesc această emisiune pentru a mă răfui pentru o chestiune personală. Dar o să vă aduc la cunoștință, ca să vedeți ce mi se întâmplă mie. E clar că e din cauza dezvăluirilor, că nu întâmplător. Se fac niște ilegalități, mamă, strigătoare la cer. Da, prieten, o să vedeți în perioada imediat următoare. Și acum îi rog pe procurorii ăștia, că văd că au trecut de 2000. Poate intră și ei acum să fie atenți să-și ia notiță, pentru că voi face niște dezvăluiri bombă. Și veți vedea ce șpăci s-au dat pentru a devaliza niște instituții ale statului. Că văd că nu interesează pe nimeni. Nu interesează pe nimeni aici, prieten. Vorbeam zilele trecute de mafia din nordul Moldovei. Vorbeam de mafia de la Bălți și aș vrea să, de ăștia doi golani, de Vadim Vitiuc, de care v-am arătat ce casă își face el pe Cireșilor aici la Telecentru, cu banii furați, că spunea presa că a furat 1 milion de euro și care 3 dosare penale, că e ținut omul în brațe de procurori, prieteni, e ținut de procurori, a? Îi se spune Napiorznicu, Vitiuc ăsta, vagabondul ăsta care a trecut de la Flahoniuc, de la partid la Șor. Ăsta care atunci când am vorbit prima oară de el, cu 3 zile înainte de turul 2, de la Bălți, de la primărie, tur care s-a anulat, după cum bine știți, a dispărut, îl căuta Parașuta Tauber, pentru că ăsta a cumpărat toate voturile pentru Marina Tauber. De la toți angajați în instituțiile de stat de acolo din Bălți. Și o să vă spună Rizea exact. Și atenționez pe procurori, pentru că ceea ce spun eu în seara asta se întâmplă acum când vorbim. Domnilor procurori, îl mai protejează mult pe golanul ăsta de Vitiuc? Ăsta l-a pus în funcție pe Andrei Antonovici, inițial la filiala Bălți a Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, iar acum în prezent șef al Agenției Apele Moldovei, Andrei Antonovici. Știți câtă șpagă i-a dat ăsta lui Borsetca? Ăsta Antonovici. Pentru că prin Vitiuc a ajuns acolo 70.000 de euro. Ia uitați-l pe Antonovici. Stă bine, mersi, pe funcție la stat, dă contracte lui Vitiuc și la gașca lui de mafioți. Niciun procuror nu se sesizează. Ăsta e încă în funcție, prieteni. Da, e în funcție. I-a dat 70.000 de euro lui Borsetca. Și 30.000 de euro, cui credeți? Violete Ivanov. A? Vă spune ceva? Aia care a fost propulsată de Voronin, după aia susținută de Dodon, a ajuns pe la Șor. A? Violeta Ivanov, parcă era ea mare candidat pe aici, pe la... Nu știu ce vrea să candideze asta, a? Ia uitați-o pe Parașut asta, a? Că și are CV-ul greu de tot, din punct de vedere... Amoros, un trecut sinuos. Îl dezvăluim noi curând aici, la spovedania lui Rizea. Prieteni, Vitiuc ăsta în Apiorznicu îi se zice, iar lui ăsta îi se zice Hreac, ca să folosim limbajul pe care ei îl cunosc cel mai bine. Hreac, îi se spune lui Antonovici ăsta. Ăsta face atacul Raider Vitiuc ăsta în momentul în care noi vorbim, prieteni. Da? Ăsta îi dă în continuu. Îi dă bani lui Vitiuc din toate schemele de proiecte, de la apă canal Bălți, apă canal Soroca
și Aqua Nord, întreprinderea interraională de furnizare a apei de la Soroca către Bălți. Dacă se aude la procuratură că e o notă informativă cu ceea ce se întâmplă acum, atenție mare, e notă de la structurile operative cu ceea ce se întâmplă acum, domnii procurori. Ați înțeles? Vă pasă de devalizarea acestei companii naționale? Unde e ăsta la apele Moldovei? Întreb dacă îi pasă cuiva. În țara asta cum se fură banii? Căriza vă demonstrează și vă spune exact, cu subiect și predicat. A? Asta e, prieteni, e vorba, atenție, de un atac rider pus la cale de Vitiuc prin acest interpus, Andrei Antonevici. Ca să fie foarte clar, e vorba de preluarea controlului financiar la aceste trei societăți de stat. Aqua Nord, repet, Apă Canal Soroca și Apă Canal Bălți. Da? Ei, prin judecători, prin procese judiciare mimate, prin șpăși date, acești indivizi au preluat controlul asupra acestor societăți de stat strategice. Ați înțeles ce se întâmplă în acest moment? Poate ne aude cineva, poate verifică mâine dimineață ceea ce eu spun în această seară, pentru a se convinge că toate sunt adevăruri. În acest moment se devalizează această companie cu bună știință. Și Vadim Vitiuc este în spatele acestei devalizări, prin interpușii lui. Și eu mă bucur, vedeți că astăzi, chiar acum două zile am aflat, că iată, poate a fost un semnal de alarmă. Am vorbit eu de finul lui Vitiuc, aflat acum în conducerea de la Bălți Gaz, Moldova Gaz, știți, filiala de Nord, că ei acolo în Nord fură toți în familie. E vorba de Ruslan Antoniuc. Am aici în față, de la Inspectoratul de Integritate, Autoritatea Națională de Integritate. Ce să vezi? Actul de constatare numărul 391/26. Din 10 decembrie 2021. L-am aici, prieteni? Că Rizea vine cu documente în fața voastră. Nu vorbim așa. Iată, întâmplător sau nu, după ce am spus de Ruslan Antoniuc înainte de turul 2, am spus că el și cu Vadim Vitiuc cumpără voturi pentru Marina Tauber, iată că Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat, nu? Și văd că au decis că domnul Ruslan Antoniuc se decade din dreptul de a exercita funcții publice sau funcții de demnitate publică, atenție, pe o perioadă de 3 ani, din data rămânerii definitive actului de constatare. Deci omul ăsta nici n-ar avea dreptul să fie în funcție la Moldova Gaz. Puneți-i poza lui Ruslan Antoniuc să-l vadă toată lumea alături de Vadim Ceban, alt corupt, ăla șeful la Moldova Gaz, cel care a prăduit această companie națională și și-a bătut joc astfel încât Moldova n-a plătit nicio factură către Gazprom timp de mulți ani de zile. Ăsta care e strâns legat de mafia lui Dodon, mafia lui Plahoniuc, ăsta care ar trebui băgat, Vadim Ceban, la pușcărie să ne spună câți bani a devalizat, atenție ce vă spune Rize. Plahoniuc, de la Moldova Gaz, prin schemele pe care le-a făcut, bani care au ajuns în buzunarele surorii lui Tania Plahoniuc. Pentru că ăsta a fost unul din punctele de pe agendă, de la ultima întâlnire pe care a avut-o Plahoniuc cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Hogan. Și după acea întâlnire a fugit din Republica Moldova. Ăsta a fost unul din punctele. Există deja un memorandum, o notă secretă și americanii o au cu tot ce a furat Plahoniuc de la Moldova Gaz prin sora lui Tania Plahoniuc. Și unde a dus banii, în ce offshore-uri gestionate de sora lui, care văd că totuși încă stă bine, mersi, și nu o deranjează nimeni. Da, prieteni? Asta e, vedeți? Vedeți, astea sunt adevăruri care deranjează. Deranjează, ia uitați-l pe Antoniuc ăsta, explică el cum e cu Moldova Gaz, explică el cu tarifele, explică el ce se întâmplă acum, că oamenii n-au să-și plătească facturile din cauza că vagabonzii ăștia din conducerea Moldova Gaz n-au plătit nimic.
către Gazprom și au făcut sedii luxoase și au dat salarii mărite și au angajat amantele, cum ați văzut-o pe aia pe Nadejdea la Moldova Gaz, aia e una din amantele lui Vadim Ceban ăsta. Și mai mă duc eu când plătesc factura, o să vă pozez iar pe asta, că mă duc special, nu o să plătesc online, mă duc așa, să o plătesc fizic ca să, factura, ca să o vedem pe aia, să o vedem la birou acolo. A? Puf, e bine, Vlad, mulțumesc mult, mulțumesc. O să vină și el duminica, a plouat duminica asta și ai văzut, n-am vrut să-l scot, dar duminica ne revedem la Teatrul Verde la ora 12, ca de obicei. Ia uitați-l pe ăsta, n-a ieșit cu o reacție. Procuratura îl protejează. 3 dosare are deja la sertar. Domnul Robu se aude? Îi le scoatem și noi dosarele lui Vitiuc ăsta? Îl lăsăm în continuare să fure de la apele Bălți, de acolo, de la apele Moldovei, de la societatea asta, prin Antonevici ăsta? Îl lăsăm în continuare, nu? Că e bine. Moldovenii plătesc, ăsta face toate contractele acolo, le dă la gașca lui de mafioți, asta e. Să devalizeze în continuare această companie de stat. Păi da, e păcat, nu? Ca să stea și să-și termine casa, că mai are puțin la finisaj. Și eu zic să-l mai lăsăm vreo 2 luni să-și termine casa, să-și facă acolo WC-uri aurite și tot ce vrea golanul ăsta, țărănoiul ăsta, care a fost vicepreședinte al Parlamentului. Bă, prietene, ăsta care nu știe o limbă străină, nu știe decât prin semne să vorbească o limbă străină, ăsta a fost vicepreședinte. A? Sicilia anilor 80. Asta a fost Moldova pe vremea lui Plahotniuc și a lui Dodon. Da. Da, prieteni. Ce să mai... Vedeți? Ia uitați, avem o oră și deja 2200 pe YouTube. Bravo. Haideți că ne îndreptăm cu pași rapizi spre niște dezvăluiri. O să vedeți și materiale filmate, audio, video. O să vedeți în seara asta, pentru că Riza va obișnui să vină cu probe, cu dovezi, cu lucruri incendiare cu adevărat. Până se hotărăsc procurorii să facă ceva, în cazul hoțiilor care se întâmplă la apele Moldovei, atenție, acum când vorbim, ăștia mâine dimineață Vitiu cu Antonevici mai dau niște contracte. Își mai dau niște contracte ei, mai devalizează bugetul. Și pregătesc deja bugetul pe 2022 și stabilesc ce contracte să-l ardă și pe ăla, să-l sugă și pe ăla. Ați înțeles? Până se gândesc procurorii, hai să trecem puțin în Florida, că avem niște telespectatori din Florida. Și vreau să vă fac o dezvăluire, am primit pe Instagram un mesaj, chiar de la nepotul lui Vlad Filat, Vasile Filat, care stă în Florida, mare barosan, dar n-are nicio justificare. Și o să vedem noi ce justificări dai tu pe casele care le-ai luat acolo, Vasile, și cu ce bani. Dar până atunci facem o mică haltă. Știți că va arăta Riza o clădire din Bulevardul Ștefan cel Mare? Cumpărată de Nova Lines, ci că firmă de IT. A cumpărat de la Molding Combank, fără niciun act justificativ de unde-s banii, cu 9 milioane de euro, atenție, 9 milioane, a cumpărat clădirea aia impunătoare de vis-a-vis de Parcul Central, unde a fost Riza și a filmat. Iar în spatele acestei investiții se află, de fapt, ăsta nu-i decât un interpus Nova Lines. Că vă dau eu acum, e vorba de Mihai Sava. Ăsta, cu 3 ani, a venit în America cu 20 de dolari în buzunar. 20 de dolari, prieteni, am informații de la niște cunoștințe de ale lui care mi-au zis: domnul Riza, noi suntem de 20 de ani aici și singurul lucru pe care l-am reușit a fost să ne luăm o casă pe credit ipotecar. Iar ăsta peste noapte are peste 130 de tracuri. Aia e de fapt o firmă de dispecerat aici la Chișinău de tracuri, Nova Lines. E nici o firmă de IT, că golanul ăsta de Mihai Sava, folosit ca interpus al lui Vlad Filat, care spală banii furați moldovenilor, nu știe nici măcar să umble la calculator din ceea ce mi-au spus niște apropiați de ai lui. Puneți-l în poză pe Mihai Sava și puneți materialul ca să vadă moldovenii ce clădire a cumpărat ăsta, mare milionar peste noapte. De fapt, banii sunt banii spălați al lui Vlad Filat. Ia uitați-l pe ăsta. Marele antreprenor din America a sosit acum 3 ani de zile, da? Cu 20 de dolari în buzunar. Cum declara el într-un interviu acordat revistei Hora. E o revistă în limba română din Statele Unite ale Americii. Da? Hai să vedem materialul filmat de mine în centrul Chișinăului. Vi l-am mai prezentat odată, dar readucem aminte. Poate
Se autosesizează cineva de la procuratură să-l ia pe ăsta, să-l întrebe și să arate actele justificative. Că pe noi moldovenii care vrem să trimitem 1.000-2.000 de dolari pe undeva sau euro, ne cer mama actelor justificative ăștia, pe la MAIP, pe la Victoria. Pe ăsta 9 milioane nu l-a întrebat Moldincom Bank cu nimic. Poate îl întreabă totuși procuratura. A? A rămas pe aia. Mâine vă arăt, unde a luat cu 8 milioane acolo. Azi, acum a cumpărat o clădire cu 9 milioane. Aia cu 8. Și vă arată Rizea tot. Da? Uitați, prieteni, ce am filmat astăzi despre Vlad Filat. Marfă doar din Italia și, bineînțeles, stilul vestimentar marcariz. Asta e important. Dar îmi plac. Sper că vă place pălăria pe care am achiziționat-o de la ei. Prieteni, eu mă aflu pe Ștefan cel Mare, nu întâmplător. Salut, salut băieți, salut, Doamne ajută. Mă aflu aici, vă mulțumesc celor care mă salută, mă claxonează. Sunt în centrul Chișinăului, pe Ștefan cel Mare. Vedeți? În spatele meu vis-a-vis e parcul central, iar aici, în spatele meu, e o clădire sănătoasă, un bloc, o locație senzațională de 9 etaje, lăsată așa, care trebuie finalizată de mult. Ea a aparținut familiei Stati, care a lăsat o gaj la Moldincom Bank pentru niște credite pe care nu le-a mai achitat și astfel Moldincom Bank a intrat în posesia acestei locații ultracentrale, pe care a vândut-o la licitație, prieteni, deși a scos-o la 10 milioane de euro, și țineau de preț și aveau și un ofertant foarte curios, foarte curios. Și aici instituțiile statului, dacă mai există, am uitat că ele nu există. Eu credeam că suntem în altă țară, scuze. Moldova nu există. Instituții ale statului care să verifice legalitatea acestor documente, acestor acte pe care le face Moldincom Bank și pe care le-a făcut în acest caz. A fost vândută cu mai puțin de un mai puțin de 10, cu 9 milioane de euro. Nimeni nu se întreabă. Să vedem și noi documentele justificative, că banca n-a vrut Moldincom Bank să-i ceară. De unde ai banii? Din ce surse provin? Că dacă te duci la golanii ăștia de la Moldincom Bank, care este banca mafioților din Bulgaria, care dețin majoritate acolo, da, din capitalul social, că nu le-a dat la Hodiu, da, să vedeți unde să ajungă Moldincom Bank. Vă spune Rize, să nu uitați vorba mea. Dacă te duci la ei pentru 3.000 de euro, 5.000 de euro, mamă, își cer documente de la mama, de la tata, de la bunica, de la străbunica, vai de capul vostru. Auziți? La ăștia la 9 milioane nu le-ați zis. Un domn Mihai Sava, Nova Lines, firmă de IT, SECE Nova Lines, vă spune ceva, prieteni? Alo, procurorii, dacă mai sunt sau sunt plecați din țară, toți sunt fugiți cu Dodon și Plahodiu. Dacă mai sunteți pe aici, le spuneți și moldovenilor de Nova Lines, o firmă de IT, acționar Mihai Sava. Măi, milionarule Mihai Sava, dar nu vrei, mă, să știm și noi cine ești tu, mă? Măi, banditule, nu vrei să ne spui și nouă de unde ai tu banii ăștia? Și mai ai să bagi și 10 milioane ca să-l finalizezi, că atâta costă după toate evaluările. Da, prieten, încă 10 milioane de euro ca să-l aducă în stadiu final. Prieteni, asta ești, dezvăluire marca Rizea. Banii provin de la voi din buzunare. Sunt banii furați de Vlad Filat și spălați acum, întorși pe căile astea, în Republica Moldova, prin firme paravan, așa cum este această firmă Nova Lines, acționar Mihai Sava. Da, da, prieteni, Rizea vă spune adevărul. Banii sunt al lui Vlad Filat. Nu sunt ai lui, sunt ai poporului, dar el i-a furat, prieten. Și acum omul îi spală că de-aia tace. N-ați înțeles de ce tace? Filat, ăsta e motivul pentru care nu vorbește. Că a fost lăsat să spele banii. A rămas cu banii după ce vi-a furat, după ce v-a prostit pe toți. Și acum ia uite-l ce achiziție a făcut. Mamă, mamă, pe asta, locația asta... E o locație care și-ar dori orice lanț hotelier la nivel internațional, fie că vorbim de Kempinski, de Le Meridien, de Sofitel, de orice lanț. Ați înțeles? Și Ritz. Aha. Orice lanț adevărat de hoteluri. În capitala unei țări, în miezul capitale, aici, pe Ștefan cel Mare. Mamă, mamă. Da? Da, prieteni. Vlad Filat, proprietarul din spatele acestei
din spatele firmei care deține acum pe acte acest imobil. Vlad Filat, îți spune Riza ceva, uită-te la mine. La penitenciarul 13 e locul tău, nu aici. Și crede-mă că Riza, alături de moldoveni, se vor ocupa de tine. Da, Filat. Urmează dezvăluiri grele, în continuare, de același golan și vagabond care v-a furat și tace mâlcă acum. Locuiește așa cum v-am demonstrat și eu și Vlad Bilețchi pe strada Ciocârliei, numărul 7/4. Da, prieten. Asta e. Stă acolo Barosan, înconjurat de gărzi de cor, bani mulți, servitori, amante, cum îi place lui, că acum nu mai filmează nimeni și se filmează singur. Da, ați înțeles? Ăsta e golanul care trebuie să plătească. În pușcărie, Vlad Filat. Ajunge acolo unde ai mai fost, la celula 129, spune Riza. În blocul 2. Mai ții minte? Ți-o pregătește Riza de data asta. Nu Plahotniuc. Da, prieten. Ăsta, Mihai Sava. Hai să-l vedem pe nepotul lui care mi-a dat mesaje pe Instagram că l-am făcut celebru. Și zicea, dom'le, mă caută lumea că ați vorbit de mine. Păi ia bă, Vasile, n-am dat bine casele data trecută? Sau le-am dat, era prea mult soare acolo în cartierul Hollywood, nu? Unde locuiți voi. Păi hai mă să te arătăm acum, Vasile, și pe tine în fața casei. Și să-ți arăt de la, de acolo, de la fiscul american și fișa. Acolo, de la, de unde ți-ai luat tu casa. Să arătăm adresa moldovenilor din Florida ca să te felicite pentru banii pe care i-ai spălat, că de fapt casele alea două sunt casele lui Vlad Filat. Ia uitați-l pe Vasilică. Ia uitați-l ce barosan. Și să arătăm și fișa, să nu zică ăștia că nu știu ce am luat, de pe Zillow sau de nu știu unde. Da? Ia uitați, prieteni, ce scrie acolo? E adresa? O aveți acolo. Cei care locuiți în Miami, în Florida. Ia uitați adresa unde stă Vasile Filat. Îl întreabă cineva pe ce bani a luat două case de $1,500,000? Nu îl întreabă nimeni. Poate să-l întrebe fiscul american. Foarte curând. Ia uitați adresa. Hai ca să focalizăm. Numele. Ia uitați numele. Rezident. Cine-ți rezidenți acolo? Vasile Filat? E document oficial? Opa! Ia uitați, prieten, ce scrie acolo, că vă dă Riza documentul oficial din Statele Unite. A? Ia uitați, prieten. Ia uitați casele. La adresa respectivă una din casele lui Vlad Filat, prin nepotul lui Vasile Filat, rezident, și cu soția lui. Ia să o vedem și pe parașut asta. Hai să o vedem care cont pe Instagram. A? Poate o băgăm în top repede acum, până de Crăciun și pe ea. Ia uitați-o. Că e acolo trecută cu numele. E acolo listat numele ei pe fișa aia din Statele Unite. Ia uitați, o vedeți? Pe diva asta? Aia locuiește la Miami. Cu ce bani au luat ăștia casele, prieteni? Vă întreb așa. O vedeți? Mihaela Andranovici. Ca să o găsiți. Procurorii cred că de aici din Moldova n-au. Nu-i interesează. O să vedem ce zic americani. A? Mai dați fișa aia. Da? Trimisă din America. Hai să vedem. Tu mi-ai trimis, nu? Da, Vasile, tu mi-ai trimis. Da, adresa? Ia vezi, adresa e bună? Ia vezi, Vasile, ce scrie acolo. Aia tot eu am făcut-o, cred că, nu? IRS-ul. Să vedem ce zice IRS-ul în Statele Unite. Ia să vedem. Păi nu se poate, prieten, să ne ia de proști așa. Să ne spună nouă că ei au fost cei mai corecți, cei mai cinstiți. Ia uitați-vă aici că Riza vine cu documente seara de seară și vă arată dovezile. Să vedem de unde au ăștia justificări pentru locuințele pe care le dețin acolo în Miami, în cartierul Hollywood. A? Da, prieten. Deranjăm puternic de tot, deranjăm. Îi deranjăm pe toți golanii ăștia care au prăduit Moldova. Ați văzut câte provocări și aici, prin mesaje unii. Sunt disperați, atâta vă pot spune. Încearcă să misceneze orice, orice, prieteni. A, uitați-o. Ăștia au viață de barosani, că la Vlad Filat e fără număr. Ce să mai... Ce Valerio, ce uragan să treacă. Poate trece IRS-ul pe la ei, singurul uragan care poate să-i destabilizeze pe ăștia în America. Eu așa zic.
Nu uitați, prieteni, să votați acolo parașutele din a doua grupă valorică, pentru să vedem care este Miss Parașuta anului 2021. Pe 24 decembrie o încununăm aici. Da? Ia uitați, cine conduce? Mamă, Natalia Gordienco, lider. Viorela Dimici, locul 2. Locul 3, Alina Grumeza. Și locul 4, Cristina Ceasovskis. Bă, astea două, Natalia Gordienco și Cristina Ceasovskis, sunt amândouă ale lui Ceslav Ciuhriel. Le țin ăsta pe amândouă. Bă, adevărul că știi cum e, e ca la casino, bă, Ceslav. Joci pe două, dăm patru, n-ai cum să nu câștigi. E probabilitatea mare. Că tu ai, de fapt, gata, ai două culori acolo puse, ai două zaruri din patru. Îți dai seama ce, mamă, mamă, ești la 50%, ești câștigător. Gata. Că ori câștigă Natalița, ori câștigă Cristinica. A? E bine, tată, vezi? Tu joci mereu. Olin. Bravo. Bravo, Ceslav. Bă, prieteni, e 9 și 20, ia, să vedem. Deci asta stăm cu procentele. Bă, să nu uitați, prieteni. Măi, dragii mei, să nu uitați cu ăla, cu amantul lui Carolina Lupașcu, lui procurarea porno. Că aia e întrebarea săptămânii. Bă, n-am văzut niciun răspuns. Am văzut, dar n-am văzut răspunsuri corecte până acum. Auzi, mă întreabă cine e Viorela. Păi intrați, mă, pe Viorela Dimici, nu știți voi cine e, mă? Mamă, mamă. Cum mă, nu știți că e mare instagramistă, e mare blogheriță? Hai că în seara asta e o grupă valorică importantă. Zici că joacă Italia, Franța, Germania și Spania la campionatul mondial, hă? E grupă grea de tot, e ca o finală, fraților. Aoleu, Albinuța Ișcova e deja calificată în optim. Hai să vedem cine se califică în seara asta în optim. Ha? Of, prieteni. Da, vă mulțumesc tuturor care ați intrat mai târziu și mulțumesc pentru mesajele pe care mi le dați și încerc în măsura timpului să vă răspund atât cât se poate. Păi da, trafic de droguri, da, la Sarkis. Păi o să vă dea rizia, cred că mâine seară dăm o filmare regia de la Sarkis, ce s-a întâmplat în weekend. Că deja aia va fi miercuri și mâine vreau să dăm acele video de la Monjo, ca să vadă moldovenii ăștia, jmecherii ăștia, că suntem cu ochii pe ei în fiecare weekend. Vineri, sâmbătă, suntem cu ochii pe ei, ca să știe. Cine se duce la Sarkis, la Monjo, la... Pe unde au ei? Pe la Midnight. Dați să vedeți și vă dă rizia o bombă, că au venit două Maybach-uri blindate de peste 1 milion de euro azi în Moldova. Hai să vedem noi ale cui sunt, că vă dezvăluie riza zilele astea. Cine și-a comandat Maybach blindat de peste 1 milion de euro? A? Procurorii se aude și pe acolo, pe la voi sau? Nu vă interesează. Pe voi nu vă interesează, dar vă ajută riza, nu e problemă. Nu e problemă, vă ajută riza zi de zi. Nu spune așa Diacov, domne, lăsați pe riza să facă agenda. Băi procurorilor, băi procuratura generală, păi lăsați mă pe riza să facă munca voastră. Parcă așa zicea într-o postare pe Facebook, acum o săptămână, nu? Ăla care se vrea lupul moralist, știți? Fratele lui Dumitru Diacov, mamă, mamă, cel mai mare bandit din politica moldovenească. Da, că urmează la rând, că avem atâtea subiecte incendiare. Da, Valeriu, Gordienco, number one. Ce slavie, e acolo, joacă, îți dai seama, are două variante din patru. Păi și la casino câștigi dacă ai două din patru, da? Prieteni, l-ați văzut aici pe Vitalie Perciun, acum ceva timp. A fost singurul. După ce l-am făcut cu ouă și cu oțet, și știți bine, i-am spus și îi spun mereu, domnule, e parte din sistemul mafiot. Acum sistemul ăsta mafiot, domnule, i-a tras-o. Dar acum i-a tras-o rău de tot. Pe aceleași metode cu justiția acestui sistem mafiot. Și eu am intrat să fac anumite investigații. Și ce dezvăluiri vă fac eu în seara asta, pentru că înțeleg că urmează niște arestări. Atenție mare! Vorbim de o mafia lichidatorilor. Prieteni, mafia lichidatorilor. Ăștia cu insolvențele, cu falimentele, aici în Republica Moldova, mulți mi-ați scris, ne ocupăm de fiecare dintre ei. În seara asta începem cu acest subiect care ține de falimentele astea bine organizate și controlate de mafioți. Cine sunt în spate? Tot aia de care vorbește Rizea zi de zi. Vladimir Andronachi, Alexandru Vâlcu, Vladislav Klima, Vladislav Zara. Dar hai să punem scurtul promo pe care l-am postat astăzi.
înainte de această emisiune. Da, prieten, pentru că vorbim de la Piovra din Moldova. Da. Nu știu câți îl cunoașteți pe Veaceslav Timotin și pe soția lui, Mariana Timotin, de la Consiliul Superior al Magistraturii, judecător. Prieten, e un sistem mafiot de la cel mai înalt nivel al justiției. Puneți-i pe amândoi în poză, soț-soție. Mariana Timotin asta, Grama, se numea Grama, pentru cei care o cunosc mai bine. Uitați-o acolo, uitați-i pe cei doi amorezi. Ea exercită zi de zi, stimați procurori ai Republicii Moldova, dacă se aude, această judecătoare exercită zi de zi trafic de influență asupra judecătorilor, care își dau acolo examenele acelea, știți, odată la o anumită perioadă de câțiva ani. Ei controlează pe toți, pentru că le dă avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii și obligă pe toți să dea hotărâri favorabile soțului ei și în toate procesele de lichidare a societăților comerciale în care este implicat Veaceslav Timotin. Prieteni, vă dau bombă în seara asta. E o adevărată explozie. Dacă vrea procuratura să audă, că am înțeles că s-a pregătit un dosar, e în lucru. E în lucru, nu doar Riza știe astea. Mai știu niște băieți informați. Prieteni, ăsta Timotin, ăsta Veaceslav, cum dracului nimerește ăsta lichidator numai la societățile astea grele, cu patrimoniu barosan? Și vă dă Riza acum unde este ăsta lichidator. Pentru că el este, de fapt, săgeata lui Platon, prieteni. Lui Veaceslav Platon. Și o să vă demonstrez cu o înregistrare audio-video în această seară toată combinația pe care Platon cu Andronachi o au în acest sistem mafio din justiție. Prieteni, ăsta este lichidator la celebra fabrică Aroma, aia de coniacuri. Știți sticla asta de coniac Aroma de aici din Moldova? Această societate de stat care produce coniacul Aroma e o societate în care ăsta a intrat ca lichidator și o ține acolo. O ține acolo caldă pentru cele 10 hectare pe care le deține această societate Aroma. Puneți sigla, sau găsiți acolo ce, o sticlă de coniac, să știe lumea despre ce vorbim. Da? Prieteni, ăsta, Timotin ăsta, îi reprezintă. Asta e parte din Caracatița pe care v-am prezentat-o. Și acolo, pe Caracatița, pe imaginea, la Piovra, aveți acolo trei cerculețe, care nu sunt încă nominalizate. Și vă va spune Rize în seara asta, vă va dezvălui cine se ascunde ca protector din partea Centrului Național Anticorupție, din partea ANTA, știți, Asociația de Transportatori, care se ocupă cu avizele pentru toți cei care fac activitățile de transportatori, cu rutierele, cu tot, și cine se ascunde și îi proteja din partea Procuraturii Generale. Ia uitați, prieteni, deci Aroma, da, unde se produce acel coniac celebru în Republica Moldova, deține 10 hectare. Stau pe dreapta hectarele alea pentru că ăsta le produiește pentru Platon. În mod normal, o societate nu poate să se află în restructurare decât pe maxim 2 ani. Ăsta le ține 12 ani. Golanul ăsta de Timotin, Veaceslav, 12 ani, prieteni. Pentru că a luat bani mulți de la Platon și Andronachi și de la Vâlcu. A doua societate unde este ăsta lichidator, Alimentar Maș. Puneți acolo sigla să vadă moldovenii că poate aud procurorii ăștia și se deșteaptă și ei mâine și fac o anchetă și verifică toate declarațiile pe care eu le fac în această seară. Pentru că ceea ce eu vă spun acum se întâmplă, prieteni. Ăsta, de fapt, acolo are ca țintă, tot pentru Platon, Societatea Alimentar Maș, cu capital majoritar de stat, acolo sus în imagine, în stânga,
deține 5 hectare vis-a-vis de Supraten. Ăla e de fapt scopul. Scopul lui Timotin să rezolve aceste hectare pentru Platon. Deci vedeți, prieteni, vremuri bune, e bine. Îi menținem pe ăștia în continuare. Aia la CSM taie și spânzură. Le zice judecătorilor ce hotărâri să dea. Ha? Lui Clima și la toți golanii ăștia pe care îi devoalez eu seară de seară. Cum e cu asta, domnul Litvinenko? Întreb, ce facem cu doamna asta? Se aude la procurori ceva? O monitorizează cineva? Vede ce discuții are? Ce trafic de influență face în formă continuată? Da, prieteni. Iar acum, după investigația mea, tot acest Timotin se află în spatele atacului Raider asupra Central House. Da, prieteni. Pentru că bunurile acestei societăți în acest moment sunt în valoare de 150 de milioane de lei moldovenești. Această societate la ora asta deține 500 de mii de euro în conturi. Iar ei au băgat-o în lichidare. E o schemă construită de Andronachi și de Vâlcu în care să bage în faliment această firmă ca să ia totul la preț de nimic sau să creeze o datorie fictivă. Astea sunt schemele pe care Platon, Vâlcu, Andronachi s-au îmbogățit și au ajuns milionari în această țară. Ca să înțelegeți. Iar acum, da, prieten, o să vă pun o înregistrare audio-video care confirmă modul în care lucrează acest sistem mafiot, patronat, repet, de Vyacheslav Platon, Vladimir Andronachi și Alexandru Vâlcu, care ei numesc, de fapt, la Central House ce au făcut? Că uitați-am aici documentele și am notele informative de la toate aceste societăți. Ei ce au făcut? Au numit un administrator, au dat un atac Raider și cu japca, ați înțeles, au schimbat administratorul peste noapte și l-au pus pe unul Igor Prisăcaru, care după aia, care se dovedește în această înregistrare pe care vă prezint acum, că este omul mafiei. Iar după aia l-au numit imediat pe Timotin Vyacheslav. Ia uitați-l pe ăsta. Pe ăsta l-au numit, prieteni. Haideți să punem acum că o să vă devoalez și procurorii care iau șpagă ca să protejeze toate aceste ilegalități. Procurorii care se ascund, pe care îi plătește Platon, pe care îi plătește Vâlcu și pe care îi plătește Andronachi. Și toți decidenții, factorii politici și cei care, de fapt, ar trebui să asigure legalitatea acestor, nu știu, acestor business-uri, acestor activități comerciale. Haideți să punem, vă rog, înregistrarea de la restaurantul Sarkis de acum ceva timp, unde sper că veți înțelege toți și veți auzi foarte clar, mai ales și cei care vorbiți și înțelegeți limba rusă, cum Platon și Andronache spun că Prisăcarul ăla pe care l-au numit ei în toate astea, inițial administrator prin niște societăți, e omul lor și e în buzunarul lor. Și după aia l-au schimbat și l-au pus pe Timotin ca să le facă tot mezamplasul, să bage rapid firma în faliment și să le ia toți bani. Și bunurile, tot, să o devalizeze. Atac Raider direct, cu complicitatea autorităților. Haideți să punem materialul. Если нам не зададут, то есть, если он не откажется от иска, то нам его зададут. Мы в это время будем придумывать, как дальше $800 миллионов. Дальше. Там тоже 800 миллионов был. Он вообще был, там был его капитал. Он was 90%, сейчас он 11.7%. Там был не резидент. А это резидент, это каком связан? Да, там был его человек, его доверенность, Присакар Игорь, то есть Джимини, который человек, то есть все знали, что это его человек. Да. Я еще раз с ним переговорил. Он создал этот рейдерский план. Если нам не зададут, то есть если он не откажется от иска, то нам его зададут. Мы в это время будем придумывать, как вы рассчитали. $4 million Да.
тоже 800 миллионов. 850 миллионов был. Он вообще был, там был у него капитал. Он сыграл 20% участвовал, 11%. Там был не резидент. А резидент по каком связи? Да, там был его человек, и по доверенности, Присакар Игорь, то есть Джимини, который человек, то есть все знали, что это его человек. Я еще раз с ним переговорил. Вот он создал этот рыбарский план. Da, prieteni, ați auzit, da? Igor Prisăcaru e omul lor, cum spun și Andronache și Platon. Da, spune cineva aici, da. Personajul celălalt pe care l-ați văzut acolo cu un laptop în față, și lângă Platon și lângă Andronache, este un român care se ocupă de firme offshore și de spălarea banilor în conturile acelor firme. Da, așa este. Și spunea cineva aici, da, că mafia, că fiecare țară are mafie, parcă Angela spunea. Și aici în Moldova, din păcate, mafia are țara ei. Așa e trist, dar adevărat, Angela. Prieteni, în seara asta vă voi devoala cine din Centrul Național Anticorupție a protejat mereu și protejează, atât cât mai sunt pe acolo, pe acești mafioți, Veaceslav Platon, Vladimir Andronache și Alexandru Vârcu. E vorba de Ilie Bodnari, a cărei parte din avere am devoalat-o eu în primele episoade aici, la Spovedania lui Riza, Ilie Bodnari, și vreau să-i puneți fotografia, să-l vadă toată lumea. Alături de celebru procuror cămătar Ghena, ăla de pe la Ungheni, ia uitați-l pe Ilie Bodnari, ce clădire are barosanul ăsta. Mamă, ce avere are ăsta. Ăsta care nu ia... Nici măcar nu le-a mișcat un fir de păr ălora de la Victoria Bank să salveze hoțiile, să-l salveze pe moldoveanul ăla căruia ăștia au luat banii, l-au furat pe față Victoria Bank, pe un moldovean de $1,000,000. I-au luat banii, ăsta nici măcar n-a dispus să verifice, pentru că a venit Pleșuvescu ăla, s-a înțeles cu el. Da? Ăștia ce să facă? Să-și găsească, și a găsit dreptatea acel cetățean în România. Și acum a pus în executare bancă. Să vedeți câți vor plăti penalități și absolut tot din banii depunătorilor. Pentru că ăsta n-a vrut să cerceteze. Pentru că interesele erau prea importante, interesele financiare. Că și-a luat și el un credit, și-a făcut și el o investiție, fără dobândă, fără alea. N-a mai întors nici banii înapoi. Asta e, nene. În Moldova merge pe banii fraierilor să-ți faci imobile de lux. Ăsta alături de Ghena ăla. Ia uitați-l pe Ghena, pe vagabondul ăsta care acum l-au eliberat ăștia din funcție. După ce a vorbit Riza de clanul lui Ruslan Floce, s-au dus și cei de la PAS în Parlament și au hotărât pe motivele pe care eu le-am spus. Că dacă veți citi raportul prin care Flocea, șeful Centrului Național Anticorupție, a fost demis, sunt exact ceea ce am spus eu aici cuvânt cu cuvânt. Despre afacerile necunoscute ale lui Flocea, despre ce firmă are soția lui, în ce domeniu, despre toate proprietățile pe care le are aici, în Republica Moldova și la Viena, și despre gașca lui de infractori de la Centrul Național Anticorupție, din care face parte și acest Ghena, făcea parte. Acest Ilie Bodnari e în continuare acolo. Până când vom vedea. Iar tot în gașca asta, omul care duce culioacele pe zona de Transnistria mai mult și pe toată partea aia se ocupă de la ăștia, se ocupă și Oleg Baciu. Procuror Oleg Baciu, băgat în multe combinații. Păi nu vi l-am arătat eu? Și cu ăla, cu mașinile, la Trușeni. Unde plătiți voi când vi se ridică mașina ca să parca neregulamentar în Chișinău? În buzunarul lui, prieten. În buzunarul lui. Asta e. Asta e realitatea din Moldova. Iar în seara asta vin și vă spun că în 2018 s-au făcut niște arestări pe acolo, pe la Central House și pe la Gara Centrală. Și s-au sesizat că sunt mulți bani negri. Cine i-a audiat pe toți? Ilie Bodnari, care în 2019, după ce s-a constituit societatea Gările Automoderne, al cărei administrator este Iurie Moroz, pe care l-am văzut tot aici, în materiale video, și l-am prezentat
că duce mulți bani negri lui Andronachi, lui Zară și lui Vâlcu. Pentru că da, Vladislav Zară e în spate. E în spate la orice afacere unde există bani publici, ca și Andronachi. Chiar dacă acum e fugit, stă liniștit, ia uitați legăturile. Știți ce a făcut Flocea? De fapt, Ilie Bonari l-a chemat întâi pe Moroz și i-a arătat când au constituit noua societate, Gărila Automotive. Cam aici nota informativă. Că nu vorbim așa. Ia uitați aici ce scrie. Ilie Bonari l-a chemat pe Moroz și i-a arătat toate declarațiile lor care au recunoscut. Și ăsta nu i-a mai angajat și i-a dat afară. Vă dați seama? Actele de procedură din interiorul unei instituții ca Centrul Național Anticorupție, care sunt secretizate în mod normal, trebuie asigurată confidențialitatea. El le-a spus din instituție, i-a dat lui Moroz ăsta. Ca Moroz ăsta să le folosească în interes personal. Cum e asta? Îl pedepsește cineva pe acel procuror? Sau vrea cineva de la Procuratura Generală să cerceteze legătura dintre Vladislav Zară și Ruslan Flocea? Și cum i-a ținut Flocea spatele lui Zară pentru toate ilegalitățile făcute din poziția de funcționar înalt, funcționar al statului moldovean? Aude cineva? Păi în seara asta o să vă spun eu ce făceau golanii ăștia. Moroz, ăsta care în continuare mare administrator, cu Gavrilov Vitalie, adjunctul lui, și cu Zară, Zară care primește bani, prieteni. Oamenii stau liniștiți, pe unde sunt fugiți, ăsta Zară, și primește bani lună de lună. Și în seara asta cred că află și mafioții ăștia, Vâlcu, Alexandru Vâlcu și cu Vladimir Andronachi, care unul e la Londra, unul am înțeles că venise pe aici, Vâlcu ăsta. Prieteni, ăștia trei, Iura Moroz, Gavrilov, Vitalie și Zară, Vladislav, ce credeți că fac? Ei mai fură și 1,5 milioane de lei pe lună cash. Știți de unde îi strâng? De la toți transportatorii ăștia cu rutierele, cărora le zic, vezi că ai roțile murdare, vezi că ai un geam crăpat. Dacă nu-i geamul crăpat, iau eu o piatră, îl pun pe unul și îl sparge, zice, domne, cum umbli cu ăsta? Ăla săracul zice, da, domne, stai că n-am bani să schimb acum. Ia, tată, 50 de lei. 50 de lei la fiecare rutier. Șpagă care înseamnă un total de 1,5 milioane de lei pe lună. Bani de care nu știu nici Vâlcu, nici Andronachi. Ca să înțelegeți ce fac golanii ăștia. Da, prieteni. Iar le mai spun o dezvăluire procurorilor. Știți că această societate, patronată de Andronachi, de Vâlcu, cu complicitatea lui Iura Moroz ăsta din stânga, deține o casă de bilete la Cahul care nu este autorizat? Nu există înregistrare fiscală a biletelor care se vând acolo. Domnii procurori, dacă se aude, îi lăsăm așa să facă bani la negru, fără să fie fiscalizați, fără să fie impozitați, fără a plăti taxe către bugetul statului? Casa de bilete, prieteni, care produce, ia ziceți domnul Moroz, cât produce cash în buzunar? 1 milion de lei pe lună, prieteni. Știți cât înseamnă, nu? Știți, da? 50.000 de euro, nu? 1 milion. Foarte bine. Barosani. Barosani ăsta, ăsta Moroz ăsta și cu toți golanii ăștia care au această societate, Gările Automoderne. Zară, îi vin banii frumos, transfer, pe unde e el, liniștit, se dau la soția lui cu magazinul ăla de pe Eminescu. V-a dus rize acolo, că v-am spus, când vin la putere facem Black Friday pentru moldoveni zi de zi acolo, în toate magazinele golanilor ăstora. Pentru că acolo este marfă achiziționată cu bani furați. Bani furați de la moldoveni, da. Da? Asta e, prieteni. Iar vreau să știți, și am aici o informare, că toate furăciunile astea nu se puteau face fără complicitatea celor, fără complicitatea celor de la ANTA. Da, prieteni, acest organism al statului, care de fapt trebuie să aibă contract pentru fiecare activitate în transportul rutier, iar ei n-au făcut, n-au făcut contract pentru acea casă de bilete de la Cahul. Iar ei, de fapt, într-adevăr, câștigă, ca să știți, această... Ia uitați-l pe ăsta. Veacheslav, cum îl cheamă pe ăsta, că l-am aici. Ia puneți mai... Cum îl cheamă pe ăsta? Veacheslav Baltenko.
Ăsta e, da? Ăsta e de la Anta, prieten care îi protejează pe mafioții ăștia de la gările automoderne. Da, Bolteanco, Vyacheslav și mai e unul. Sergiu Ciocoi. Vedeți cum umplem acum căsuțele alea libere din promo pe care l-am pus înainte de emisiune? Cu la Piovra? Ia uitați, acum vă devoalez și poate află și procurorii câte și păgeau ăștia. Funcționarii ăștia publici, de la mafioții ăștia, de la Andronachi, de la Vâlcu, de la Iura Moros. Prieteni, ăștia au contract, ca să înțelegeți, pentru că în toate gările astea, automoderne, societatea asta, uitați aici, devoalată, caracatița. Prieteni, ei câștigă 10% din contravaloarea biletelor care se vând anual. Firma asta administrată de Iura Moros, știți câți bani bagă în buzunar Andronachi, Vâlcu, Moros și Zară? Anual? Păi vă spune Rizea. Cuantumul biletelor vândute anual pe rutiere este de 500 de milioane de lei. 10% înseamnă 50 de milioane de lei. Prieteni, din banii voștri. Din banii voștri, ăștia, zi de zi, a, uitați, ăștia-s barosanii care controlează acum Central House prin Attack Rider, cu complicitatea înalților funcționarei statului, ăștia și cu Zara. Ca să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Da, prieteni, și... urmează alte informări, pentru că, iată, și din actualul Minister al Transporturilor există o persoană care îi acoperă. Domnul Sergiu Vatamaniuc. E pe nota asta. Poate facem o interpelare celor de la PAS în legătură cu acest Sergiu Vatamaniuc, care le ține spatele, pentru că fără funcționarea statului nu poți să furi de la oameni, de la moldoveni, și să-ți permiți astfel de ilegalități. Poate procurorii ne aud în seara asta. Pentru că, nu știu, poate ia cineva măsuri cu banii ăștia care se fură acum. Ia ziceți, am devoalat și CNA-ul, cine de la CNA protejează această caracatiță? Cine din procuratura a rămas? Nu, de la ANTA am devoalat, da? Acest Bolteanco, Vyacheslav și Sergiu Ciocoi. Și hai să vă spună Rize acum, cine a stat în spatele lor, în spatele lui Andronachi și al lui Vâlcu? Și aluzară mereu pentru a-i proteja de eventuale dosare penale. E vorba, prieten, de Ruslan Popov. Da, dragii mei, Ruslan Popov, cel care mi-a făcut plângeri, că nu știu ce, uitați-l pe vagabondul ăsta, care a pus el la cale răpirea mea cu grupul ăla de infractori. Dar mâine, că nu mai am timp azi, mâine vă dau un document intern de la procuratură. Care Rizea tot. Mâine arătăm un document intern de la procuratură către Ministerul Afacerilor Interne. Și o să vedeți ce scrie acolo cu cineva, e vorba de cineva foarte apropiat lui Ruslan Popov, din mafia lui, care în mod normal, prieteni, dar nu mai vreau să continui că devoalez tot azi, o să vedeți ce se întâmplă în acest sistem mafiot de la Ministerul Afacerilor Interne și de la Procuratura Generală. Este incredibil cum oamenii ăștia stau în continuare în funcție. Și nu mă refer la Popov, mă refer la alții. Din Ministerul Afacerilor Interne, atenție. Cei apropiați de clanul vârcolacilor milionari pe care i-am devoalat acum o săptămână. Da. E frumoasă, nu, Republica Moldova, nu, prieteni? Frumos ce se întâmplă aici. Credeți că... avem și noi instituții ale statului care să se autosesizeze, cum ar fi normal într-un stat de drept? Sau în continuare fac dosare cui le convine lor și în rest închid ochii? Hai să vedem dacă mâine la Plan Iorca, nu? Domnul procuror general Dumitru Robu, se întâmplă ceva. Da, 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 vorba ta, vorba unui telespectator aici, coza noastră e nimic pe lângă mafia moldovenească. Ce constatare adevărat, nu? Sicilia la Chișinău. E, da, prieteni, asta se întâmplă cu societățile la care Timotin Vyacheslav e în continuare lichidator și nimeni nu-i face nimic, pentru că el este protejat chiar de judecătorii presați de soția lui, judecător la Consiliul Superior al Magistraturii, vă dați seama. Cea care dă avizele
tuturor judecătorilor de a-și exercita activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Mariana Timotin Grama. Da? Asta este mafia. O parte din mafia pe care eu o dezvălui public seară de seară. Oamenii care fură, știți care e culmea, prieteni? Ei fură și acum. Când eu vorbesc cu voi aici, când dezvăluim toate lucrurile astea, da, Nicule, procuratura a verificat tot. S-a verificat tot pe ea și a zis că n-a găsit corupție. E incredibil, nu? A, prieteni, aici ar trebui să fie multe penitenciare, în primul rând, în Chișinău ăsta, pe la periferie. Să transformăm locațiile astea de lux, de birouri, pe care ăștia și le-au făcut din bani furați. Pentru că asta m-am gândit. Fie le schimbăm, le facem condiții, ca la penitenciarul 13, adică fără condiții. Fie parte din ele le dăm pentru azile de bătrâni, pentru case de copii, asta vom face. Le vom rechiziționa pe toate când ajungem la putere. Vă asigură Riza. Dar, prieteni, zilele astea voi prezenta aici public adeziunea către partidul politic noi, pe care eu îl reprezint aici la Chișinău, alături de Vladimir Dachi, și sper încet, încet să devenim o forță și o voce reală, pentru că nu putem să facem într-adevăr curățenie aici, la Chișinău, decât dacă în mod democratic vom putea ajunge la guvernare și vom putea avea votul majorității. Numai așa, prieteni. Asta este calea legală, pentru că da, trebuie totuși noi măcar să dăm un exemplu și să respectăm legea. Chiar dacă acești golani și-au bătut joc de tot ceea ce înseamnă lege în Republica Moldova. Asta e. Știu că mulți sunt surprinși de ceea ce eu spun și de ceea ce eu prezint. Da, o să punem și pe grecianii, o să vedem dacă vine cu... Cine cu Voronin? Bă, mai bine cu Dodon, că a trecut aia și pe la Dodon. Și nu știți pe la cine a mai trecut Zidane, da, grecianii. Că trecem acum spre zona de Cancan ușor, că am văzut aici pe cineva, un telespectator care mi-a adus aminte de Zina Carabina. Mă, prieten, l-ați văzut pe unul care... Astăzi și-a dat el cu părerea că e mare politician, a fost ministru de finanțe, pus de Plahoniuc să fure și să-l protejeze pe tovarășul lui Pușcuță. De Chicu ăsta e vorba. Ion Chicu. Ăsta a trecut și el sub plapuma lui Zina Carabina. El cu Dodon, cu Pușcuță și cu Burduja ăla. Generalul ăla de la vamă. Vă dați seama ce alonje are Zina Carabina? A? Mamă, trebuie să o băgăm în topul ăsta al parașutelor. Ea e mama lor, înseamnă. Păi nu facem prieteni noi aici, nu legalizăm noi prostituția și o punem matroană șefă pe Zina Carabina, că tot îi place să fie președintă de parlament, prim-ministru. Păi mă, să-i dăm o poziție. Președinta bordelurilor din Republica Moldova. Asta o să-i o dăm. Pe viață. A? Da, prieteni. Păi ce să depunem, măi, pe replet? Că am depus la materiale la procuratură, n-am primit niciun răspuns. Dragii mei, ce să facem? Spuneți-mi voi, ce să facem decât să votăm la alege, să putem ajunge să decidem noi, prieteni, într-adevăr, că ăștia trebuie într-un final să plătească și ei și să nu mai ne râdă în nas. Zi de zi, nu-i vedeți, ei sunt fugari, stau liniștiți. Ați văzut raportul prezentat de doamna Maia Sandu astăzi. I-ați văzut în poză mai devreme pe toți. Păi niciunul nu i-a arestat, prieteni. Toți au jegmănit Republica Moldova. Să vedem și noi dacă aude procuratura astăzi ce am spus de Vitiuc, de toate șpăgile care s-au luat de Borsetca, de Ivanov, de Violeta aia, de parașuta aia din politică. De Antonevici ăsta de la Apele Moldovei, care zi de zi fură. Să vedem acum dacă ne spune cineva ceva de Timotin sau de doamna judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii, de soția lui Grama. A? Timotin de acolo. Ne zice cineva ceva? Eu vin și vă arăt toate aceste adevăruri. Pe acte, pe note, pe documente, pe înregistrări, pe tot, prieteni. Astea-s dovezile. Unde să te duci? La procuratură să le bagi ei? Păi până acum ce au făcut? Până la urmă, tot datorită dezvăluirilor lui Rizea, au picat Eni Veaceslav, Pușcuță
Iurcu și mulți, mulți alții. Cineva totuși se uită la noi. Cineva totuși ia măsuri. Hai să trecem la cancanul ăsta, prieten, să vedem cum stăm. Cum stăm, mă, cu clasamentul, cu calificările? Că e lumea aici înfierbântată, păceată, a? 2500 și în seara asta, bravo! Matroana Zina, exact. Bă, trebuia să o punem aici. Ia, Gordienco, cum e, mă, clasamentul colegilor din regie? Bă, n-ați adormit, sper, nu? Ia să vedem. Au, mamă, mamă, prieteni, ce grup avem în seara asta, zici că joacă, v-am spus eu, forțele din fotbalul mondial. Mamă, Natalia Gordienco, locul 1, 54%, mai sunt 5 minute. Viorela Dimiș, locul 2, 26%. Cristina Ceasovski, 9%. Aoleu, e ultimul loc, mă, Cristinuța, stai tu la Dubai. Bă, da, chiar așa. Păi asta la Dubai, n-a spus, mă, o poză mai incitantă. Alina Grumeza Grumii, 12%. Mamă, mamă, astea erau clientele de la Sarkis. Mm? Pe la toalete, pe acolo cu dosare penale. Mm. Ia, mă, Natalița, băi, Cislav, trebuie să, ia, uite, bă, tata, trebuie să sărbătorești la Sisters. Victoria lui Natalița, că se califică în optim, după cum văd eu. A luat un avans considerabil, nu mai bate nici Viorela, gata. E clar. Și iată, avem primele două calificate în optim, prieteni. Cea de ieri, Albina Ișcova, mamă, mamă, vedeta porno, și Natalița Gordiencu. Mamă, mamă, ce echipă în optimile de finală. Luptă grea. Luptă grea, prieteni, pentru că după aia facem ca la campionatul mondial. Se întâlnește ăla din grupa 1 cu grupa 3, grupa 2 cu grupa 4, știți cum e. Hai, dar tragem la sorți, că e cel mai corect, ca să nu ne acuze cineva de favoritism aici. Nu, prieteni, voi sunteți stăpânii, ca să zic așa, voi decideți, da? Păi da, eu sunt onorat că v-am ca prieteni și că sunteți alături de mine seara de seara. Asta e cel mai important. N-am văzut, Cristina, ce interviu a scos Olia Tira. Da, cred că o să apară și ea, nu știu sigur dacă o să apară în acest top, vom vedea. Eu chiar nu știu. I-am rugat pe toți colegii mei de aici, de la regie, să analizeze bine ceea ce s-a prezentat episod de episod, să nu omită niciun fel de parașută, cele de care am vorbit la finalul emisiunii, la finalul emisiunilor, și să vedem, da? Să vedem cine câștigă. Și apropo, haideți, vă rog, că n-am găsit nicio parașută, îmi face cineva rost de o parașută, o cumpăr, nu cadou, ca să încununăm, ăsta e premiu. Premiu Miss Parașuta 2021. Efectiv, poate va învăța și ea să facă niște salturi sau poate deja știe, mă gândesc, că multe din ele știu pe la nobil să facă saltul cu parașuta, să știți. Dar eu mă gândeam că poate mă ajută cineva, că am încercat să găsesc, nu știu, o să-i mai rog pe colegi să caute pe internet, că ăsta e premiul pe care îl dăm. Nu o să vină aici, dacă nu vrea să vină să îl înmânăm, o să îl trimitem pe adresa ei. Nu? Da, prieteni. Mm-hmm. Mă, n-am fost, Tolic, bună seara, n-am fost la Ciocan astăzi, la Aquatera, nu? Păi nu merg acolo, merg la Botanica, la Aquatera. Da. Hai că mă uit, Cristina, la interviu ăla, dar nu știu unde îl găsesc. Ce emisiune e aia? Că nu știu, chiar nu știu. A? Mă, Tauber, cum să nu fie, mă, Tauber? E în top, mă, băieți, Tauber, că eu nu știu, vedeți? Totul e secret, prieten, ca să nu există aici aranjamente, cum făcea Plahoniuc. Care trecea pe acolo pe la el, cum executa saltul, saltea, era ba mis, ba vicemis, ba nu știu, n-am spus cum își trec astea pe Instagram, vicemis. Prieten, n-am mai auzit de vicemis niciodată, dar aici la Chișinău se poate orice. A, îl rugăm pe Plahoniuc să trimită premiul, nu? Sau le trimitem pe ele pachet la Plahoniuc, le luăm un bilet de avion, suplimentar față de parașută. Că ar putea să plece cu avionul și să facă un salt cu parașuta chiar în Cipru turcesc, unde ne privește acum Plahoniuc în direct. A? Ce ziceți? Păi cu ce a greșit, mă? N-a greșit, mă, cu nimic, Andra. Ce a greșit? A greșit că ne-a mințit și că trăiește din banii furați moldovenilor. Andra, asta e. Te-ai întrebat de unde banii ăia, 2 milioane de euro pe casa pe care, în care locuiește? Nu ți-ai pus întrebarea că după ce Riza a dezvăluit cu cine a făcut ea
copilul. Să fie sănătos copilul, n-am nimic cu el, așa cum n-am nimic nici cu copilul lui Natasha Mincinoasă și al lui Slava Platon, care, culmea, Rem, e născut în aceea zi cu mine. Vă dați seama că eu care am devoalat aici în Moldova relația, amantlâcul, relația de iubire până la urmă acum, nu? Dintre Natalia Morari și Vyacheslav Platon, eu sunt coșmarul lor toată viața. Pentru că atunci când îl vor sărbători pe cel mic, pe Rem, pe 12 aprilie, se vor gândi că e și ziua mea. Da, prieteni. Interesantă coincidență, nu? Păi da, mă, Lilia. Sperăm, exact, ai dreptate. Dacă n-a avut câștig de cauză la Eurovision, măcar aici să fie și ea câștigătoare, nu? Dacă veți decide voi până la urmă, să știi, da? Natalița. Merită și ea un premiu la sfârșit de an. Că știți cum e, se organizau misuri mereu, se dădeau coronițe, se dădeau mamă, mamă. Cum avea Daniela Marina aia care a ieșit ieri. Bă, surprinzător, n-a prins optimile de finală la Miss Parașut. Prieteni, hai să nu uităm de întrebarea săptămânii și vă aștept cu răspunsuri. Hai să punem și poza procuroarei porno, ca să nu uite lumea, de Carolina Lupașcu. Cine este amantul procuroarei porno Carolina Lupașcu? Cea care a făcut și face în continuare dosare la comand. Da, prieteni. A? O să întreb regia, cu cât a câștigat ieri Ișcova? Ce procent a avut? Sunt curios așa, pur și simplu curiozitate. Nu mai știți, 40 ceva la sută? Cât a avut? Da? Să-mi spuneți așa, ca să facem o comparație. În seara asta, oricum, ați fost la fel. Da, ziua lui Yuri Gagarin, așa este. Primul a ajuns acolo pe lună, nu? Valerio, da. Și știi, a ajuns chiar în anul în care eu m-am născut. Yuri Gagarin. Da. Și să nu uităm de cățelușa Laica, nu? Câinele lup, da? Laica, da. Foarte bună constatare. Ia uitați, Albina Ișcova ieri 44%, dragii mei, 53% Natalia Gordienco în seara asta. Dragii prieteni, vă mulțumesc din suflet că ați fost într-un număr la fel, cel puțin la fel de mare, așa cum ați obișnuit seară de seară, și sunt onorat de prezența voastră aici, la spovedania lui Rizea, și mereu peste 2500, ceea ce înseamnă foarte mult. Înseamnă mult pentru că i-am uimit pe toți și i-am făcut invidioși pe mulți din această zonă de audiovizual din Republica Moldova. E meritul vostru și pentru asta am mii de mulțumiri. Și de aceea sper să veniți în număr cât mai mare, să vă mulțumesc și personal. În fiecare duminică, la ora 12, în fața Teatrului Verde, din Parcul Valea Mărilor. Până mâine, prieteni, vă doresc tuturor să aveți o noapte cât mai liniștită și ne revedem, ca de obicei, miercuri seara, la orele 20. Moldova, trezește-te odată! Ce, mă? Pentru satisfacție, fiecare taur cu lanțuc de aur, restaurante, spa cu fete, diamante pe brichete, criminali moderne cu mâinile curate, viață dulce pe